Bună seara, dragi prieteni! Bună seara, John! Bună seara, Narcis! Practic, pe ceasul vechi suntem la ora 17. Așa, stai, așa că aici s-au întâmplat niște chestii. Așa. Să-mi spuneți dacă se aude, dacă este totul în regulă. Practic, suntem la ora 17, că s-a dat ceasul cu oră înainte, dar o să vedem. Eu aș vrea să trecem pe ora de vară, de la ora 20, cum era înainte, dar vreau și părerea dumneavoastră. Am făcut un sondaj așa, doar printre membrii canalului și foarte multă lume, 100%, a zis că vrea tot de la ora 18. Dar având în vedere că s-a dat ceasul înainte, dragi prieteni, mi se pare că e cam devreme. Practic începem la ora 5 pe stil vechi și sunt curios să aflu și părerea dumneavoastră. Stați așa că avem aici un... Aveam un troll putinist, de ăsta, urolac, da? A început cu trăiască partidul, nu tolerăm așa ceva. Este o agresiune foarte gravă a acestei grupări extremiste, rusofile, putiniste. Am să vă explic imediat, nu știu câți dintre dumneavoastră ați apucat să vedeți și analiza pe care am explicat-o ieri. Este foarte importantă. Sunt foarte importante aceste informații. Mihai Leonte se vede bine, Nea Costică, Papa Vombadiu, Ovidiu, salutare Ovidiu, Zolt Covaț, salutare, să fie miezul nopții, Q&A ora 20, zice Mihai. Preda Maria este ok și ora 19 pentru live. Bună seara tuturor, Imola, Petrică Becheru, George, salutare George, mulțumesc, Nicolas Adrian, Robert, salut Vasile Luca. Haideți, dragi prieteni, încet, încet să dăm un share ca să mergem cu live-ul la cât mai multă lume. Numai o secundă să dau și o share. PSD-ul a început să-și pună reclame pe YouTube. Da, de mult timp își pun reclame. Multă lume mi-a atras atenția cu privire la faptul că unele reclame apar în materialele mele video. Eu nu am cum să gestionez, n-am cum să decid ce tip de reclamă să apară sau nu. YouTube pune automat, dar cred că cei care urmăriți activitatea mea nu cred că vă interesează, nu cred că puteți fi influențați de aceste reclame. Ce puteți să faceți când vă apare o reclamă de tip politic? Cornelu Rotar, salutare, mulțumesc frumos pentru superchat. Aveți posibilitatea în YouTube să transmiteți către YouTube că nu vă place reclama respectivă, să nu vă mai dea reclame de la acel furnizor de reclame. Și atunci nu mai vedeți reclamele de la PSD-iști. Pe Facebook lucrurile sunt chiar mai grave. Facebook scoate în față, am observat în aceste zile și cu ocazia asta am constatat și ceva foarte pervers, foarte perfid, cum îi țintesc cei de la AUR, cum urmăresc să-i manipuleze și au pus în cap să-i manipuleze pe cei mai vulnerabili dintre români. Părinții celor care suntem peste 40 de ani, să spunem, și bunicii celor care sunteți mai tineri. Și-au pus în cap extremiștii, conform studiului pe care l-am prezentat ieri, extremiști de extremă dreaptă, neonaziști, rusofili, AUR, și-au pus în cap să manipuleze seniorii României, să-i manipuleze pe cei mai vulnerabili, cei mai vulnerabili. Și ăsta este un lucru foarte grav, zic eu, o să vă și explic cât de pervers acționează. Și o să vă explic de ce este pervers și este ticălos ceea ce fac ei. Modul în care au targetat generația mai în vârstă, generația care are probleme medicale în special, au inventat și că o caravană medicală AUR, da? Deci toți bolnavii patriei. Eu le-am și scris că am văzut o postare de la ei Facebook, nu știu de ce cu insistență, îmi tot scoate în față pagini de parlamentari aurolaci. Eu îi tot blochez, Facebook nu știu cum face, îi deblochează și mi pune în față. Îmi sugerează. Bănuiesc că la toți cei care sunteți pe Facebook apare acest fenomen. Vă rog să-mi scrieți încet dacă ați simțit și dumneavoastră că Facebook promovează paginile parlamentarilor aur, pagini de partid aur, în mod excesiv și anormal. Eu vă spun că de 3 zile este ceva, de câte ori intru, în special pe Mălimbot, pagina publică, Facebook îmi scoate în față câte 4-5 pagini și eu le blochez. Și a doua zi îmi scoate aceleași pagini în față, oameni buni, deși le-am blocat. Deci este ceva foarte ciudat ce se întâmplă pe Facebook. Ce fac oamenii ăștia? Targetează, dragi prieteni, pe cei mai vulnerabili dintre români. Pe oamenii în vârstă, oamenii cu probleme medicale. Au inventat ei, cică fac ei, caravană medicală. Este, sigur, pentru oamenii naivi care nu își pun niște semne de întrebare, poate părea, domne, uite, sunt interesați de sănătatea națiunii. Nu, de fapt, ce sunt interesați? Sunt interesați să-i găsească pe cei mai vulnerabili dintre români, cei cu probleme medicale, cei cu venituri mai mici, oamenii cei mai amărâți din societate, ca să poată să-i manipuleze eficient. Gianina Chirculescu, mulțumesc frumos pentru superchat. Dacă ar da un anunț, ar spune: căutăm oameni vulnerabili să ne întâlnim cu ei, oameni cu probleme, oameni care nu își permit o consultație medicală. Normal că ar fi bătător la ochi și toată lumea ar întreba: bă, dar voi de ce vreți? Chemați pe toată lumea, să vină și cei mai tineri care pot să vă pună întrebări, da? Și cărora le merge mintea altfel. De ce vreți să vă întâlniți numai cu cei în vârstă, cu probleme medicale? Și ca să o facă indirect, au inventat această șmecherie, este de fapt o șmecherie de manipulare, această așa zisă caravană medicală. De fapt, ei și-au targetat, bănuiesc că și-au dat seama că, mă rog, băieții ăștia care sunt în spatele lor nu sunt chiar cei mai proști oameni de pe planetă, chiar dacă Simion e cum e, Șoșoacă e cum e. By the way, sunt aceeași mizerie. La materialul despre Șoșoacă de ieri m-am trezit, mă rog, pe TikTok, că acolo e mai mare invazia și nu sunt atât de multe conturi de aurolaci blocate cum este pe aici. Pe Facebook, pe YouTube nu mai vorbesc. Pe YouTube am ținut o curățenie strictă, adică pe Facebook chiar n-apuc să citesc fiecare comentariu, să verific fiecare cont care îmi scrie. Dar pe YouTube chiar fac chestia asta și e destul de obositor și, mă rog, presupune mai puțin somn, dar asta este. Țin la foarte mult să fie cât mai curată comunitatea de aici, de pe YouTube în special, că aici e sediul central al comunității noastre, dacă vreți. Și citesc fiecare comentariu, mă uit pe fiecare cont care comentează și sunt foarte strict. Pe Facebook la fel, dar nu atât de strict. Dar pe TikTok n-am avut timp, că sunt mai nou pe TikTok și nici nu vreau să investesc foarte mult timp în TikTok, că nu știm ce se întâmplă cu el. Sunt probleme, sunt legături dubioase cu guvernul comunist chinez. S-ar putea să fie interzis în Statele Unite, e complicat. Facebook ajută foarte mult această propagandă. Da, așa este. Facebook în România este un teren de joacă, pare controlat de la Moscova. Adică nu se poate. Deci eu, cel puțin pagina lui George Simion, am blocat-o de o grămadă de ori. În continuu Facebook îmi recomandă acea pagină. Nu înțeleg de ce face treaba asta. Și pe TikTok am observat că au venit și au zis la materialul de ieri: domne, dar Șoșoacă nu mai e în aur. Păi și ce dacă ei de fațadă, ca să nu bată la ochi, s-au certat? Asta nu înseamnă că nu sunt aceeași mizerie, dragi prieteni. Șoșoacă, Terheș, Simion, Tănasă, Târziu, generalul Roman ăla cu salariu plus pensie de 24.000 de lei, criminalul Revoluției Francis Tobă, Roman și el criminal la Revoluției, generalul Chelaru, toți ăștia sunt aceeași mizerie, oameni buni. George Simion i-a băgat pe toți în Parlament. Și până când se termină această legislatură, George Simion și Aur sunt responsabili pentru tot ce fac acești oameni. Egal că între timp s-au ciorovăit, s-au certat, sau irelevant. Ei au devenit parlamentari AUR, prin intermediul grupării extremiste rusofile AUR. Tot ce fac ei este răspunderea politică și morală a partidului AUR, care i-a făcut parlamentari, ca să fie lucrurile foarte, 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 foarte clare. Foarte clare, dragi prieteni. Dumitru Iulian, mulțumesc frumos. Cum de nu e un subiect pentru Patriot Ungaria Mare, un meci de fotbal? Nu știu, sunt multe subiecte. Ați văzut că cu pensiile speciale nimic. Cu ce medici face AUR caravană? Medici auriști. Păi eu am zis că ar trebui să facă caravana psihiatrică, da? Că au mare nevoie de consultații, unii dintre ei. Dar subiectul este foarte serios, dragi prieteni. Ei au mințit oamenii că fac un spital. Angry Pitch, da, mă simt mult mai bine. Ei au mințit oamenii că fac un spital. Foarte mulți oameni au și donat în acest sens. Au strâns bani pe rețele sociale. N-au mai făcut niciun spital. Au făcut un sediu nou, luxos. Să vedeți ce e acolo. Și cineva l-a jignit pe Viorel Infinit, nu știu de ce. O să caut comentariul, văd pe monitor, nu-l văd aici, dar Viorel este unul dintre cei care în fiecare zi este prezent în această comunitate și nu accept să fie jignit. Acum n-am văzut utilizatorul care a făcut asta, dar rog foarte frumos să oprească pentru că o să-i blochez accesul la comentarii. Salutare Vedran, salutare Puica Dumitrache, Mihai Munteanu, Lenuța Demian, salut Viorel, te văd, ba Davidari, salutare. Și n-au mai făcut spital. Și acum, dragi prieteni, anunță această caravană medicală. Și această caravană medicală n-are nicio legătură cu vreo grijă a trolilor dictaturii lui Putin, că asta sunt cei de la AUR, pentru sănătatea publică. N-au absolut nicio grijă. De altfel, nu are poza reală, e poza unui copil. Ova, Toni, te rog frumos te potolești. Viorel Infinit este Viorel Infinit, îi știu poza, este cel care comentează aici. Poate tu te-ai certat cu un cont fals. Dar oprește-te că nu facem aici, faci trolling și nu are rost să avem această discuție. Și interesul lor nu are nicio legătură, dragi prieteni, cu sănătatea publică. Iuliana Claudia, bună ziua, Mihai Munteanu, spitalul și-au rulat autocarul, aceeași minciună. Este de fapt un magnet prin care ei targetează, deci e o chestie foarte perversă, oameni buni, și ar trebui ca toți cei care avem seniori, părinții mei nu mai trăiesc, fiețe nu ușoară, dar bunici nu mai am, dar cei care aveți părinți, bunici, stați de vorbă cu ei și explicați-le să nu pice în această capcană, dragi prieteni, să nu pice în această capcană. Ar fi foarte grav. Ce vor să facă extremiștii putiniști de la AUR, rusofili, este să creeze un pretext, o capcană, un cârlig pentru cei mai vulnerabili dintre români. Oameni în vârstă, cu probleme medicale, cu venituri mici, sunt cei pe care ei știu că pot să-i manipuleze cel mai bine. Ei știu că au foarte multe probleme. Pe lângă ce am dezvăluit eu pe net, dacă scrii pe Google AUR plus Rusia, găsești o grămadă de informații și sunt multe alte site-uri. Și acum încep să se vină semnale foarte, foarte clare și din Occident. Ați văzut ieri, am vorbit pe această temă. Dacă n-ați apucat să vedeți materialul video, vă invit să vă uitați la el. Și ce fac ei? Și-au dat seama că tinerii probabil încep să-și pună semne de întrebare, probabil că au fost pe la întâlniri prin țară unde au fost probleme. Acum se gândesc, băi, pentru 2024 hai să încercăm să manipulăm cât mai mulți oameni vulnerabili. Și atunci au creat această mizerie numită caravana lui pește prăjit, da? Ca să manipuleze oamenii, dragi prieteni. Despre asta este vorba, ca să știți despre ce este vorba și ce vor ei să facă, oameni buni. Ce vor ei să facă? Numai un pic, mă uit aici. Adună practic la un loc acești oameni. Al instant se colectează datele personale și semnătura, așa este, pentru a fi folosite ulterior în scop electoral. Probabil că vor folosi în mod fraudulos semnăturile. Știți că au adunat semnături la un moment dat și că ca să-l dea jos pe Iohannis. Și nu mai fac nimic. Acele semnături probabil că vor fi folosite în mod fraudulos pentru candidatura la președinția lui George Simion. Și mai mult vor mai strânge și alte date personale de la oamenii cei mai vulnerabili. Asta face foarte perversă și foarte, foarte perfidă această manipulare. Creative Web Design, mă refer la AUR. Nici o secundă pe ei nu interesează sănătatea publică, să nu vă imaginați așa ceva. Înainte momeau lumea de la țară cu zahăr și ulei, acum au rafinat metodele ca să dea impresia că le pasă de oameni. Da, îi cheamă acolo, le ia tensiunea, le tâlhăresc datele personale și prostesc de cap, bazându-se pe faptul că cei mai în vârstă nu au atât de multă dorință, interes să caute pe internet, să citească, să se informeze. Alin Precup zice că urmăresc tinerii. Nu, nu urmăresc tinerii pentru că tinerii nu sunt interesați de caravane medicale. În primul rând, când ești tânăr nu te întâlnești cu doctorul și nu te interesează doctorul. În al doilea rând, cei care sunt tineri și poate au probleme medicale sunt activi, au asigurări medicale private, se duc, nu sunt caravana asta nu țintește populația tânără. Îi țintește pe cei mai vulnerabili dintre români. Acolo vor să acționeze. Acolo vor să ducă această escrocherie electorală, pentru că să n-aveți niciun dubiu, AUR este... Mihai Jerdan, o să ajungem și acolo, că politicul nu poate face caravane medicale. Asta e altă discuție. Dar înainte vreau să o luăm așa, step by step, cum ar zice englezul, mutatis mutandis, cum ar zice latinul, da? Adică pas cu pas, mutând ceea ce trebuie mutat, da? Ca la șah. Ca să ajungi la șahmat, nu poți să ajungi din prima mișcare. Trebuie să faci niște mișcări, da? Niște pași. Și nu are legătură cu Digi24, nu. Aici vorbim despre AUR, Create Web Design. Au adunat semnături. Da, au adunat semnături, CNP-uri de la oameni, chipurile pentru depărtarea lui Iohannis și n-au mai făcut nimic. De fapt, acele semnături, eu am atras atenția de la vremea respectivă, că președintele nu se demite cu semnături de la populație și că este o mare escrocherie și că în mod fraudulos ei colectează date personale de la oameni. Și toate acele semnături și date vor fi folosite pentru candidatura lui Simion la prezidențiale, că trebuie să depună 200.000 de semnături. Și vor lua de acolo și vor pune. Acum colectează prin această caravană medicală. Urmărind, vă repet, să targeteze un anumit tip de public, la care altfel e mai greu să ajungi, nu? Nu ai voie să dai mită electorală. Teoretic nu poți să dai. Și atunci nu poate să zică, băi, veniți că vă dăm ulei, zahăr, nu știu ce, mai greu. Și atunci fac șmecheria asta cu caravana medicală. În primul rând, așa cum foarte corect a remarcat cineva, nu este treaba unui partid să facă caravane medicale. Nu este treaba unui partid să facă așa ceva, dragi prieteni. Nu e treaba unui partid, da? Să organizeze caravane medicale. Vreau să vă lămuresc un pic, să vă arăt. Nu știu dacă ați văzut materialul de ieri, de alaltă ieri, despre Sediu Aur, nou Sediu Aur, că ei au zis că construiesc un spital și de fapt n-au mai făcut niciun spital și au făcut un sediu pentru ei. Șmecheri, șmecheri, nu? Este foarte important, dragi prieteni, să înțelegem că partidele politice nu sunt, pot strânge semnături pentru ROIC, pot să le folosească la orice, Petrică Becheru. Deci pot să le folosească la orice semnăturile alea, să le dubleze, să le pună pentru Roexit, pentru ieșirea din NATO, pentru ce vor ei, ce comandă primesc de la Moscova. Odată ce au baza de date cu semnăturile și mai au date în continuare de la cei mai vârstnici săraci de ei, care nu știu, sunt, vă dați seama ce perversi sunt, cum targetează exact oamenii cei mai vulnerabili cu această manipulare. Și pot să facă orice. Orice excrocherie pot să facă, oameni buni. Orice excrocherie. Eu am atras atenția de atunci, cu nou Sediu Aur, Creative Web Design, dar a stârnit foarte multe reacții. Bineînțeles că au încercat iară cu conturi false, cu troll, să facă trolling. Au încercat și pe aici pe YouTube, dar n-a prea mers. Au încercat și pe Facebook, n-a prea mers. Pe TikTok, acolo v-am spus că nu... Dacă acești oameni nu au înțeles că de 30 de ani sunt păcăliți seniorii bunicii noștri, cum zice Buddha, asta va fi o problemă pentru ceilalți. Păi acolo se duc, pentru că tinerii se întreabă, tinerii își pun niște întrebări. În primul rând, când ești tânăr, te întrebi, bă, da, treaba partidului e să-mi ia mie tensiunea? Ce partid e ăsta? Păi nu e treaba partidului, să e vreunui partid politic, orice partid, să ia tensiunea cetățenilor. Nu trebuie să se ocupe un partid cu asta. A, sigur, un partid poate să propună o strategie medicală de reformă a sistemului medical. Ei au posibilități și aici ajung la esența problemei. Dacă ei ar fi cu adevărat interesați de sănătatea publică, da? Ar propune în Parlament o lege de reformă a sistemului sanitar. Ar propune în Parlament măsuri. Cu asta se ocupă partidele, oameni buni. Rolul partidelor este să determine, dacă vreți, direcții de acțiune în societate prin diverse forme de legiferare. În consiliile locale și consiliile județene legiferează pe plan local și județean. Deci dacă ești interesat de soarta, nu știu, bătrânilor din județul Vaslui, prin intermediul primăriei municipiului Vaslui și consiliului județean se propun hotărâri de Consiliul Local, de Consiliul Județean și sunt ajutați seniorii și se face o legislație și sistemul sanitar acționează conform hotărârii că spitalele sunt în subordinea Consiliului Județean, știți? La nivel național, dacă tu, Partidul Aur, ești interesat și sănătatea publică e o problemă pentru tine, atunci vii și propui legislație. Și discuți și impui legislația și faci lucruri, așa se face. Nu faci tu, partidul, ei niște tiruri sau camioane, ce vor ei să facă, autocare, și le trimiți să umble prin țară. Ce ar însemna fiecare partid să facă așa ceva? Deci este o viziune greșită, este o prostie. Este o prostie chestia asta, înțelegeți? Dar nu este o prostie, nu e făcută că sunt ei proști acolo, cei care sunt adevărații păpușari, că George Simion e doar o trompetă. Știți că trompeta e un instrument care face foarte multă gălăgie, dar cineva trebuie să sufle în ea și să știe, trompetistul, da? George Simion e trompeta, e instrumentul. Altcineva suflă și apasă acolo pe nu știu cum se cheamă butoanele alea la trompetă, spuneți dumneavoastră dacă sunteți, da? Ca la orice instrument muzical, da? Arcușul pe vioară, da? Sau la chitară dacă cânti. Deci instrumentul e instrument. George Simion este un instrument, este o marionetă. Și ei targetează, oameni buni, asta este absolut pervers, ei targetează publicul vulnerabil. Puica Dumitrache, exact aici voiam să ajung, mulțumesc frumos. Este o rușine cu atât mai mult, Marius Grad, voiam să ajung aici, dar am luat-o așa, step by step, cum am zis, da? Deci targetează publicul vulnerabil, vor să manipuleze vârstnicii, oamenii cu venituri mici, cu probleme medicale, care nu își permit să meargă să-și facă o consultație normală și așa mai departe. Rolul unui partid nu este să organizeze astfel de caravane este să vină cu politici, să vină cu soluții, să voteze legi și așa mai departe. Și este penibil că acum medicii sunt buni. În timpul pandemiei nu erau buni medicii. În timpul pandemiei aceiași politicieni făceau isterie cap vid și contraziceau ceea ce zicea sistemul medical. Valentin, mulțumesc frumos pentru super chat. Acum, dintr-o dată, când au ei un interes să manipuleze, să profite de oamenii vârstnici, dintr-o dată medicii au devenit buni. Păi ei erau partidul antimedical. Ei cu teoriile conspirației au intrat în Parlament. Cu de-aia, țineți minte, Mihai Lasca, avioanele aruncă nu știu ce. De-aia sunt dâre pe cer. La Brașov au dat cu insecticid și au făcut isterie. Toate grupurile aurolace, împreună cu propaganda Rusiei, au isterizat sute de mii de hăbăuci pe Facebook, că cineva îi otrăvește și că dă cu nu știu ce, cu virus, împrăștie virus. Acum, dintr-o dată, medicii sunt buni, domne, facem caravană medicală. Da? Mergeau pe la spitale și făceau scandal și aplaudau la ambasada Rusiei, zice că e Boie Design. Dana Bratan Lut, salutări din Spania. Ola, Dana. Și acum, dintr-o dată, medicii sunt buni. Deci oamenii ăștia, vă dați seama că n-au niciun fel de principiu, niciun fel de reper. Oamenii ăștia sunt puși pe tâlhărie politică și escrocherie și se folosesc de orice. Astăzi medicii sunt răi, mâine medicii sunt buni. BCR. Ce faci, Măline, te simți mai bine? Da, mă simt un pic mai bine. Elena Corbu, cred că te simți mai bine, dar ai grijă de stres. Mulțumesc, sănătate, familie și motelului simpatic. Mulțumesc, doamna Elena. Anca P, Molimbot, Aurolaci și PSD, MNR-ul spun în fiecare dată ce le convine. De unde bani? O caravană ca asta costă foarte mult. Dacă personalul nu este autorizat, pare o șarlatanie. Păi este o șarlatanie. Păi ce medic stă să-și piardă vremea să umble la prostile aurolace, la propagandă, să fie... Păi de-aia a făcut un medic 6 ani de medicină, plus cât face el ca să fie papagalul lui Simion, care Simion la rândul lui o trompetă altora. Vă dați seama, chemtrailist parcă se numea otrăvirea populației cu ajutorul avioanelor. Da. Petre Ursu, așa și la ultimele alegeri locale, efectiv, alesul și-a decartat tuturor în 3 secții de votare, astfel câștigând diferența cu 150 de voturi. YNH2, te rog frumos să ne spui unde, în ce localitate. Valeria Dobrin, bună seara. Și vă dați seama că este o excrocherie, oameni buni. Vă dați seama ce vor ei să facă, ce i-a dus pe ei mintea să facă. Și acum dau anunțuri pe Facebook că caută medici. Pe ce medic onorabil s-ar asocia cu o grupare responsabilă de isteria cap vid și ce medic onorabil ar accepta să fie figurant într-o chestie politică, o chestie care nu are nicio legătură cu sănătatea publică, vă repet, dragi prieteni. Rolul unui partid, mai ales partid parlamentar, că ăștia sunt partid parlamentar, este să propună legi, să propună amendamente, să cheme miniștrii la ordine, în cadrul activității parlamentare. Ori ei n-au făcut nimic în Parlament, oameni buni, suntem în 2023, mai un pic se termină mandatul, 2024, și ăștia de la AUR n-au făcut nimic în Parlament, oameni buni, nimic. Activitatea lor parlamentară este zero. Mă rog, au făcut scandal, au făcut circ, și-au arătat șosetele găurite, tănase ăla, și-au mirosit picioarele unii la alții, au venit cu saci negri de gunoi în cap și o șoacă, deci au făcut numai și numai tămbălău. Dar nu ăsta este rolul parlamentarului și partidului parlamentar în societate, să facă tămbălău. Deci ei n-au avut nicio soluție, oameni buni, nimic, zero barat. Și nici n-au fost capabili în 3 ani de zile să vină cu vreo inițiativă legislativă, cu ceva. Nimic, da? Ori este clar că oamenii ăștia, dacă nu vor fi opriți, și ei pot fi opriți numai prin mobilizare masivă la vot, da, Tănase a fost promovată, este un individ specializat în ură etnică, foarte puternic promovat de televiziunea infractorului Dan Voiculescu. Multe dintre personajele care apăreau pe la Dan Voiculescu au devenit parlamentari prin intermediul grupării extremiste rusofile AUR, Create Web Design. Mircea Chelaru, de exemplu, general, am vorbit despre el, unul dintre cei trei pensionari speciali pe care i-am prezentat și că au interzis greierii, da? Unul dintre cei trei pensionari speciali pe care i-am prezentat, Mircea Chelaru, dacă nu știați, pe lângă faptul că a făcut niște partide naționaliste cu Gheorghe Funar și a participat la primul val de naționalism bolșevic sovietic, da, al anilor 90, coordonat sub Toarășul Ion Iliescu, pe lângă chestia asta, domnul Chelaru a fost șef al unităților militare de la Târgu Mureș în 1990. Asta nu, fiți sigur că nu e o simplă și nefericită coincidență. Crezi că Grindeanu își va asuma răspunderea pentru dezastrul la CFR? Nu, nu își va asuma nicio răspundere. Ce răspundere își asume? Doar pe Grindeanu, înțeleg că a semnat niște ordine de ministru ca să nu se mai facă un an de zile revizia la vagoane și la locomotive. Vă dați seama, oameni buni, cât de grav este? Vă dați seama cât de grav este? Eu n-am voie să circul cu mașina mică. Deja mașina are 400.000 de kilometri, mai veche de 10 ani. Trebuie să-i fac revizia în fiecare an. Primesc SMS de la service, de la Dacia, vedeți că vă expiră ITP-ul, să veniți. Eu la mașina mea mică, dar aminte la tren, la locomotive, vă dați seama? Și ministrul dă hârtie, nu mai faceți revizia, să meargă așa, să moară proști. Cum e posibil așa ceva, oameni buni? Și se întâmplă accidente, am văzut că a fost un accident acum recent, la Galați, cred că a fost, dacă nu mă înșel, în gara, a intrat o locomotivă în plin. Mă rog, ei la știri au zis într-un tren, dar eu am văzut numai un vagon acolo, n-am văzut trenul. Acum, ce să vă spun? Un tren, eu zic că ar trebui să aibă minim 3 vagoane. Dacă e un singur vagon, nu e un tren. Îmi pare rău, dar un vagon nu e un tren, este un vagon. Nu știu exact. Am văzut ce... imaginile de la televiziune, dacă sunteți din Galați și știți ce s-a întâmplat acolo, vă rog să-mi scrieți. Dar eu la televizor am văzut știrea, da, și a zis că o locomotivă a lovit un tren. Și când m-am uitat la imagine, era un singur vagon. Un vagon era atât, un vagon și locomotiva, bănuiesc că trebuia să se cupleze cu acel vagon. Am mai văzut locomotivă și un vagon. Când merg cu mașina pe anumite trasee, mai prin județe, așa, nu pe autostradă, unde merg de obicei Timișoara-București, dar și acolo cred că am văzut o locomotivă cu un singur vagon. Cred că suntem singura țară din lume în care pleacă o locomotivă cu un vagon. E praf și pulbere CFR, oameni buni, deci este incredibil. În perioada interbelică, după ce s-a făurit România Mare, Casa Regală a investit foarte, foarte, foarte mult în, atât sub regele Carol I, cât și sub regele Ferdinand. S-a investit foarte mult în dezvoltarea infrastructurii feroviare. România era la un moment dat, devenise la vremea respectivă, în epocă, una dintre țările cele mai dezvoltate. Și comuniștii au dezvoltat și ei după aceea, să știți. Au făcut și ei dezvoltare. Au fost testate unele linii de cale ferată, au testat trenul la 130-140 de km la oră prin anii 70-80. Dar după 90 a fost un jaf total și o distrugere totală a căilor ferate. Deci s-a furat de acolo, oameni buni. Țin minte că am scris și eu la un moment dat, era Dan Ioan Popescu implicat, era un dosar hidroelectrica sau ceva de genul ăsta, era și CFR, avea o aripă din dosar CFR-ul. Ce au făcut ei acolo, ceva incredibil. Nici măcar un vagon nu se poate să plece, intră în el că nu are frâne. Da. Din câte am înțeles, locomotiva trebuia să lege trenul respectiv din zona Galați. Și că nu a ținut frânele și a venit cu viteză. Da, a venit cu viteză și a intrat în vagon, într-un vagon. Nu era un tren, era un vagon. Atât. Vă dați seama. Din câte știu, România are cea mai dezvoltată rețea de căi ferate, doar că sunt abandonate. Da, cele mai multe sunt abandonate. Și sunt și multe căi ferate. Erau înainte căi ferate industriale, care nu mai sunt, de fapt, nu mai există. Erau mii de kilometri, zeci de mii de kilometri de căi ferate industriale. Nu mai sunt. Simion face fabrică de camioane, așa cum au cumpărat și autocarul. Chiar aveți timp să-l credeți, vă rog, treziți-vă. Da. Face fabrică de camioane, Simion. Ce camioane face Simion? Rusești, cred că face. Vas sau nu știu cum se cheamă alea, rusești. Tatra, cred că sunt ceoslovace, da? face fabrică de camioane rusești, da? În Rusia, se ducă în Rusia să facă fabrică de camioane. Ce-mi plac mie suveraniștii ăștia. Tatăl suveraniștilor este Putin. Cartea asta, Magul de la Kremlin, este o carte foarte interesantă. A reușit să mă prindă, da? Este o carte în care scrisă chipurile de consilierul lui Putin, dar este despre Putin. Cum a devenit Putin, cum a preluat puterea, cum a făcut cu războiul din Cecenia, cum a arestat niște oligarhi, i-a exilat pe alții, cum a omorât alți oligarhi. Evgenii Prigojin este un capitol aici și fabrica de trole a lui Evgenii Prigojin și așa mai departe. Foarte interesantă această carte, o recomand. Vă ajută să-l înțelegeți mai bine pe tovarășul Vladimir Vladimirovici Putin, da? Care îl admiră pe Stalin foarte mult. Putin îl iubește și îl admiră pe Stalin. Dar Simion umblă pe la niște fabrici și ascultă că se vor duce muncitori nepalezi ca el, așa, da? Are față de nepalez, dar adevărul ăsta este tovarășul Simion. Nu vreau să discriminez acum, da. Fiecare cu fața lui, dar domnul Simion are așa, dacă te uiți la el un pic, la fruntea lui îngustă și la formele feței, te duce către o anumită zonă geografică. Ar fi ok să alieze Forța Drepte cu USR, întreabă Disco? Da, ar fi ok să se facă un fel de coaliție a tuturor forțelor anti-FSN. Forța Dreptei are mulți oameni ok, super ok, dar are și probleme. Domnul Orban s-a cam compromis cât a fost prim-ministru, lider liberal, a dat 50 de milioane la cartelul Mafia Media. Este un păcat, oameni buni. E un păcat de moarte pe care îl are domnul Orban pentru treaba aia. Ar trebui ca articolele postate de tine pe YouTube despre AUR să fie citite urmate de cel puțin 500.000 care au votat cu acest partid. Păi eu vă spun, oameni buni, deci am pus materialul ăla. Deci ăștia care votează AUR, unii dintre ei sunt la un nivel de hăbăucie. Ați văzut că am prezentat pensiile lor din declarațiile lor de avere, deci din documente. Și hăbăucii scriu dovezi, nu e adevărat, vrem dovezi. Păi nebunule, băi, ce dovadă mai mare vrei decât declarația de avere scrisă de ăla cu mâna lui? Ce dovadă mai mare vrei? Ce vrei să-ți aduc? Talonul lui de pensie? Deci este incredibil, oamenii ăștia. Părerea mea este că la un anumit număr de concetățeni ai noștri, de ăștia cu lămpile filate, da, din Zombieland, Zombieland-ul Aurolac, nu mai e ce să le mai faci. Deci nu mai. Deci dacă, nu știu, filmează cineva pe Simion la Moscova, întâlnindu-se, nu știu dacă are el acces, na, Putin nu-l bagă în seamă că Simion e ciuriburi, dar cu cineva de pe acolo. Cred că nici aia nu, ei nu mai cred, da? Dar problema nu asta este, dragi prieteni. Problema nu sunt ei, că au fost votați de 500.000 de oameni, e așa, și ce reprezintă 500.000 din 15 milioane de cetățeni cu drept de vot? Reprezintă o mică parte din societate. Problema sunt restul cetățenilor care știu că AUR este o mizerie și n-ar pica niciodată să voteze mizeria asta. Dar nu vin nici să voteze altceva. Acolo este problema, dragi prieteni. Acolo este marea problemă. George Calistru, da, locomotivele și vagoanele sunt de vină, macazele, semafoarele. Stat așa că a sărit, că vin comentariile foarte repede și nu le văd. George Gabi, mulțumesc frumos pentru super chat. Se pricepe Simion la producție și mecanică, la mașini, cum mă pricep eu la limba și literatura japoneză. Nici măcar nu știe unde este electromotorul sau ce este un turbocompresor. Eu cred că Simion nu se pricepe la nimic. Părerea mea, dacă vreți părerea mea, cred că Simion nu se pricepe la nimic. Este o nulitate. Este o nulitate multilateral dezvoltată, tovarășul Simion. Bun, haideți să vedem întrebările din secțiunea de comunitate. Ci că am comentat, zice Marian Tălmaciu, o știre pe o postare de-a lui Simion despre Sie Borsec și m-a blocat. Normal! Ce avere are Simion? A sporit-o după nuntă. Nu se știe clar ce avere. Se pricepe la istoria lui Mihai Eminescu. Nu se pricepe nici la asta. Săracul Simion credea că Mihai Eminescu trăia la 1918 când s-a făcut unirea. Așa credea el. Așa credea el. Andrei, cu cine votăm în 2024? Andrei, tu trebuie să-ți găsești răspunsul pe baza unor principii pe care eu le-am expus în materialul pe care îl am, deschidere de site, dacă vreți, așa se cheamă, materialul principal de pe YouTube. Dacă nu sunteți abonat, dacă sunteți abonat, îl găsiți în secțiunea playlist, deschiderea playlistului. Acolo am explicat ce principii ar trebui să avem în vedere atunci când votăm. Da? Eu vă explic aceste principii ca jurnalist. Mai departe, fiecare trebuie să decidă, pentru că sunt mai multe aspecte care se iau în calcul. Listele sunt diferite de la un județ la altul, listele sunt diferite în cadrul alegerilor locale, în cadrul alegerilor parlamentare. Nimeni nu poate să spună că un anumit partid e soluție peste tot. Nu. Sunt niște principii pe care fiecare trebuie să și le aplice în locul unde votează, listelor pe care le are în județul respectiv, și atunci poate să vadă mai clar, și să-și facă o opțiune de vot eficientă și clară. Important este ca oamenii să conștientizeze că votul este singura cale cu adevărat eficientă pentru a schimba ceva în societate. Da? Important este ca oamenii să se informeze și să nu voteze ca hăbăucii, să se uite puțin cine sunt cei de pe liste, ce au făcut ei la viața lor. Și nu e greu, nu e greu, dar trebuie să fii conștient. În Teleorman au început propaganda PSD și au, normal, Giurgică se pricepe foarte bine, îi prostește pe proști, da, ca în melodia B.U.G. Mafia. Bun, haideți să trecem la întrebările, comentariile de pe secțiunea de comunitate. Să știți că mă uit și la comentariile dumneavoastră, le văd aici pe monitor și așa, 1-1. George Calistru, salut Mălin și Diana, acum 12 minute. Câte tragedii se întâmplă la CFR Creator ca să fie o schimbare în bine. Șoșoacă aleargă către marșul protest aur cu ochii bulbugați și cu părul dezletit. Se vor întâmpla foarte multe tragedii. Câte multe, nu contează. Problema este ce partide votăm și cine sunt puși miniștri. Drulă, când a fost ministrul la CFR, n-a semnat ordine de amânare a reviziilor. Grindeanu semnează. Asta este diferența. Totul pleacă de la modul cum votăm. Nea Costică, bună seara, am și o întrebare pentru Q&A, spune Robert Pangert. Dacă ministrul Daia era în USL în timpul lui Câțu prim-ministru și făcea mizeria asta cu 10 miliarde de euro, milioane, l-ar fi dat afară din guvern? Nu știu dacă l-ar fi dat afară, dar nu făcea. Nu făcea, oameni buni. Daia n-a făcut-o din prostie, Robert. Daia a făcut-o pentru că reprezintă un partid, PSD-ul, care este foarte, foarte plin cu conserve rusofile. Și ce a făcut Daia, a făcut-o ca un sabotaj, ca să fie un teren fertil în societate de ură împotriva Ucrainei. De aia a făcut-o, nu a făcut-o de prost. Aia a fost ordin, comandă. Să creeze condițiile fertile pentru manipulări rusofile. Emilian Cosoi, bună seara, cât să mai credem în această țară? Stoicu Gheorghe, salut. Adrian Dascu, v-am scris un mesaj, nici vorbă despre Ștefan Gicol, bănuiesc că știți cazul numai de bine. Nu știu exact, Adrian Dascu, la ce te referi, o să încerc să văd. Alina Toader, la ce oră trecem la ora de vară? Că în duminicile de primăvară cred că toți vrem să stăm în aer liber mai mult. Da, e o întrebare, dragi prieteni, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Eu astăzi am ținut-o la ora 18, deși ceasul s-a dat cu o oră înainte, deci practic suntem la nivelul orei 17. Cât de repede doriți să revenim la ora 20? Vine vara, mă gândesc că lumea mai vrea să stea pe afară, plus că este diferența mare este diferența de fus orar. România avem deja o oră încolo cum mergem către Ungaria, 2 ore apoi. Practic este ora 16 în Marea Britanie când am început acest live. Ora 20, văd că mai multă lume, vă rog să-mi scrieți. Eu aș zice de duminica viitoare să intrăm pe ora 20, dar voiam să mă consult și cu dumneavoastră, cum vă pică dumneavoastră bine. Nu știu, poate că o să fac un sondaj și pentru toată lumea. Eu am testat să văd cum se pot face sondajele numai pentru membrii canalului. Mihai Leonte, salutare. Iulian Mocanu, salutare. Ce pare despre Partidul Verde? Avem nevoie, Andrei, de un partid care să pună accent pe problemele de ecologie. Problema cu Partidul Verde este că a fost preluat de un PSD-ist, din câte știu eu. Anterior, Florin Călinescu a jucat un rol foarte bizar, în loc să-l crească i-a dat în cap, nu știu ce s-a întâmplat acolo exact. Ideea de Partid Verde la nivel de principii este o idee bună, avem nevoie de așa ceva. George Tapo ora 22 ore în UK. Da, e ora 18 în UK. Luminița Ivan 20. Văd că Alin Precup, Alin, tu ești în Statele Unite. De ce vrei ora 18 și nu 20? E noaptea, că te trezești cu noaptea în cap în Statele Unite. Nu știu exact cât de mare e diferența de fus orar, unde ești tu, pe care coastă ești, de est, de vest. Văd că toată lumea o dă către ora 20. Și deci la nivel de principiu avem nevoie de un partid verde, că la 10 sunt la biserică. Aoleu, Alin. Păi și concurez cu... Concurez. A? 10 ore diferență. Mie mi-este indiferent la ce oră sunt în prezent oricând. Mulțumesc frumos. Bine, se poate vedea și în reluare. Din punctul meu de vedere, 18 e ora 8 la voi, ora 20 create web design. Deci în principiu, la nivel de principiu avem nevoie de un partid verde. Problema este cu oamenii care fac parte și care au confiscat această idee. Nu vă mai vorbesc de faptul că partidul ecologist era pe acolo Pleșoianu, o întreagă adunătură, menagerie, tot de dăștea penali. Mălin, afară se poate vota la parlamentare și prezidențiale, spun asta pentru că am văzut vorba că nu se poate vota decât la prezidențiale. Ba da, Emilian, se poate vota la parlamentare, dar votezi pentru circumscripția electorală diaspora. Înțelegi? Dacă ai domiciliu în diaspora. Dacă nu ai domiciliu stabil în diaspora și nu ai actele făcute, trebuie să vii în țară să votezi. Cu cât votează mai mulți români din... Cu cât votează mai mulți români din afară, vin și votează în țară, cu atât este mai bine, cred eu, pentru România, pentru că are forța să schimbe. Este ideea pe care eu începusem să o mediatizez, dar a venit pandemia în 2020 și nu s-a putut face asta în 2020, lumea n-a prea putut să călătorească așa de mult. Dar pentru 2024, una dintre măsurile pe care ar trebui să le gândească românii din diaspora interesați de soarta țării este să se mobilizeze la o deplasare acasă, la vot. Este foarte, foarte, foarte important acest aspect. Iulian Mocanu, Micaela Alexandrescu, bună seara, Mihai Ionel Daminescu, bună seara, duminică plăcută, Marius Colțan, George Tapu. Salutare, Mălin. Lupta cu statul mafiot va deveni mai aprigă, dar din păcate sunt mulți conaționali care au renunțat la asta. Din ce în ce mai mulți români renunță la cetățenia română, fenomen care se întâmplă în UK. Nu mai sunt interesați de soarta României. În consecință, mi-e teamă că vom avea o prezență scăzută la vot și în diaspora. Totul depinde de cum vor fi comasate alegerile. Da, înțeleg că vor să comaseze alegerile locale cu alegerile parlamentare. Și atunci ar fi bine, pentru că pot veni cei din diaspora o singură dată să voteze. Este foarte legitim și foarte corect să voteze la alegerile locale. Dacă au buletin, de unde au, din ce zonă sunt, au buletin cei care au apartamente și case în țară și atunci plătesc impozite locale. Și dacă plătesc impozite locale, este firesc să vină la alegerile locale și să pună ștampila pe un anumit candidat, pe un anumit partid, în funcție de criteriile pe care și le setează fiecare. Costi Pascu, ce părere ai despre prezența lui Armand Goșu la Antena 3? O părere foarte proastă. Îmi pare rău că domnul Armand Goșu se compromite mergând în cloaca una dintre agențiile de marketing, că Antena 3 nu-i televiziune, ca și România TV, ale grupărilor de corupție. Am văzut emisiunea Verde în față cu Cornețeanu, spune că diaspora votează aur cel mai mult. Nu, diaspora nu votează aur. În diaspora 50.000 de oameni au votat aur. Atât au votat. 50.000 de oameni. 6 milioane de oameni sunt plecați în diaspora. Dintre ei 50.000 de hăbăuci au votat nenorocirea asta. Nu știu câți vor mai vota de acum încolo. Eu dacă am acte în Spania pot vota aici? Da, cred că poți vota acolo, dar dacă ai și buletin românesc, e bine să vin în România să votez. Ce părea despre Cristian Terhe? Și aceeași mizerie ca și Șoșoacă și Simion, sunt aceeași haită de cost de topor ale intereselor dictaturii lui Putin. Cum stai în Occident să votezi aur? Este aberant, spune Dănuț Stănase. Da, asta spun și eu că este aberant. E ca și cum ai votat PSD-ul. El spune că în 2024, nu știm ce va fi în 2024, nimeni nu știe, dar eu nu cred că așa cum i-am cunoscut eu pe românii din diaspora, e adevărat, n-am pretenția că m-am întâlnit cu toți românii din diaspora, nimeni nu poate să facă asta, dar m-am întâlnit cu foarte mulți români, mii de oameni în toate drumurile mele în diaspora. Și sunt oameni, indiferent de profesiile lor, că vorbim de, nu știu, ospătari, că vorbim de șoferi de tir, de medici, de ingineri, oameni de afaceri, am cunoscut oameni din toate categoriile sociale și sunt oameni bine informați. Petre Ursu spune că Terheș e mediatizat pe TikTok, fanii lui sunt foarte receptivi la mizerile pe care le propagă acest om. Păi sunt aceiași fani a lui ca lui Șoșoacă, ca lui George Simion, se adresează aceluiași tip de public și sunt susținuți de același tip de conturi false. Toată rețeaua de troli a dictaturii lui Putin susține aceste personaje. Persoanele reale din diaspora, mie mi se pare că sunt oameni care se informează, oameni care deja au înțeles ce reprezintă această grupare extremistă, AUR. Acum iau la dispoziție, există foarte multe surse de informație, oameni buni, și nu mai se pune problema că cineva este o victimă. Deci în 2024 cine votează AUR nu este o victimă, este un ticălos și este un om care face rău României pentru că nu e capabil să se informeze sau pentru că pur și simplu nu are capacitatea de discernământ să înțeleagă ce informații sunt în jurul lui. Dar nu mai poate fi văzut ca pe o victimă. Nu, este un complice. Să votăm din diaspora este egal 0 la Parlament, doar pentru 6 parlamentari. Numai dacă mergem acasă votăm normal, zice Viorel Scânteie. Da, Viorel, așa este. Eu de asta mediatizez, susțin ideea ca lumea să vină acasă să voteze. Ce prea e de Giorgia Meloni? S-a schimbat cu 180 de grade. Da, Ștefan Oreti, și pe mine mă surprinde, foarte ciudat. Acum să mai așteptăm un pic, să mai vedem. Dar într-adevăr s-a schimbat. Nu ai înțeles bine. Acum cine are pașaport de cetățean cu domiciliu în străinătate nu mai are carte de identitate. George Traian, deci dacă nu mai aveți cărți de identitate românești, nu mai aveți domiciliu în țară oficial cu carte de identitate, atunci nu mai puteți vota în țară. AUR ar trebui scoși din Parlament, agită spiritele, spune Andrei. Păi da, trebuie scoși, dar ei pot fi scoși numai prin vot. Prin vot au intrat în Parlament și tot prin vot trebuie scoși afară. N-avem ce să facem. Până în 2024 ei vor fi în Parlament și vor face tămbălău, vor face scandal, vor face circ inutil și tot ce fac ei acolo, balamuc. Andrei Bălăceanu, Mălin, consider că începe să devină o problemă invazia tot mai mare a asiaticilor în toate orașele mari, multă lume e afectată de joburile lor. Nu știu, Andrei, eu sunt în București și nu mi se pare o problemă, nu mă deranjează. Dacă sunt aduși, sunt aduși pentru că nu e găsită forță de lucru locală. Pune-te în pielea unui om de afaceri care trebuie să facă, nu știu, are nevoie de 100 de angajați și nimeni nu vine. Și vine o agenție de plasare a forței de muncă și spune, uite, ți-aduc 100 de pakistanezi. Ce faci? Nu-ți mai faci afacerea? De ce? Că ce? Ăia nu sunt oameni? Sunt tot oameni și ei. Au drepturi, funcționează într-un cadru legal, există un cadru legal pentru ei. Nu ai ce să comentezi la chestia asta. Adică eu nu văd unde este problema, care este problema. Oamenii nu sunt ci că ai văzut circul făcut de Șoacă la secția 1, nu, n-am văzut. Oamenii nu sunt unele rase mai presus decât altele. Pentru faptul că noi suntem români nu înseamnă că nepalezii ne sunt inferiori. Nu, suntem toți oameni. În fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Nu înțeleg de ce ar trebui să discriminăm pe alții din alte zone. Și dacă nu există forță de muncă locală, este o problemă. Și aici, într-adevăr, uite, cineva a sesizat foarte bine, asistații sociali. Da, trebuie să ne punem problema. Este ok ca noi, oamenii activi, să plătim taxe peste taxe peste taxe și statul să dea ajutoare sociale unor oameni într-un context în care rata șomajului este foarte mică? Și să taie din ajutoarele sociale și atunci îi forțează pe ea să se ducă la muncă. Și nu mai sunt nevoiți patronii să aducă nepalezi. Înțelegeți, dragi prieteni? Terheș l-a promovat Sorin Constantinescu. Da, nu mă miră. Sorin Constantinescu este prieten cu Sebastian Ghiță. Și Sebastian Ghiță e parte din mizeria asta. De altfel, tot mai multe informații circulă în legătură cu un parteneriat media între Ghiță și George Simion. Am explicat și acum 2 zile de la Sediu Aur, Sediu de Lux Aur, și se pare că funcționează pe sistemul Dragnea, infractorul Dan Voiculescu. Ghiță vrea să-și bage niște parlamentari și la schimb îi oferă lui Simion să-și facă campanie electorală, denigrările, manipulările pe România TV. De când au făcut acest parteneriat, au început și cu denigrările mai agresive împotriva mea, care au legătură cu gruparea AUR, cu cuculis ăsta, înțeleg că și el ar vrea să candideze pe listele AUR, există această informație. Din interior există surse care susțin acest lucru. Și de aici manipulările pe care ei le fac. Ai ajuns ca un puturos să câștige în ajutoare sociale peste jumătate din salariul unui om care merge zi de zi la muncă. Da, așa este. Bulibaș are nevoie de bani mulți, care puradei de crescut, să nu discriminăm. Visez, Mălin, dacă te duci la oricare consiliu județean, te dau ei afară și imediat cheamă miliția. Serial sceptic. Nu știu, depinde dacă te duci la consiliu județean ca să ce. Din ce punct de vedere? Mălin, aproximativ în ce perioadă va începe campania electorală pentru 2024? Nu știm, pentru că depinde de data alegerilor, cu 30 de zile înainte de alegeri. Miza alegerilor din 2024 e imensă, zice Mihai. Trebuie să dăm un vot util. Doar alianță de dreapta autentică mai poate balansa rezultatul alegerilor împotriva hidoșenilor numite USL, FSN 2 și AUR. Da, așa este. În momentul de față este clar blocul securisto-comunist, FSNist, e format din PSD, PNL și AUR și UDMR, Maghior PSD. Ăsta este blocul FSNisto-securisto-mafiot. Și atunci, cine nu face parte din acest bloc, după părerea mea, ar trebui să se coalizeze. Existein zice că lumea a înțeles cei cu German, cu Gargamel. Păi eu cred că multă lume a înțeles, cel puțin cei care urmăriți activitatea mea ați înțeles dinainte să încep eu să explic. AUR, spre exemplu, este într-o continuă campanie electorală, spune Marian. Păi atâta știu să facă, Marian. AUR nu face altceva decât gargară. În rest n-au făcut nimic. 3 ani de zile sunt în Parlament, n-au făcut nimic. Nimic altceva decât gargară. Patrulaterul roșu, PSD, PNL, AUR și UDMR. Foarte bună, Corneliu Rotar. Foarte bună, excelentă comparația. A existat un patrulater roșu pe vremea lui Iliescu și asta încearcă ei acum să reconstruiască. Frații Șderi, să nebunesc dacă discriminez. Bun. Florian Șandor Lorinț, bună seara. Evelin Recep, toți românii în 2024 să aleagă un președinte care are capul pe umăr. Da, așa ar trebui să fie. Sorin Constantinescu are mai multe vloguri în Rusia. Nu cred că i-ar conveni nimănui să-și piardă jobul sau să scoată salariul în detrimentul asiaticilor. Vă rog să mă credeți, în multe cazuri. Eu nu mi-am pierdut jobul, dar am fost afectat, zice Andrei. Nu știu cum să fie afectat. Mă îndoiesc că dacă cineva are de ales între a angaja pe cineva din România sau pe cineva din Asia la aceiași bani, dacă un român face nazuri și asiaticul muncește pe bani mai puțin, atunci e vorba de bani, nu e vorba de rasă. Atenție foarte mare. Așa poate să-ți ia jobul pe bani mai puțin și cineva din România. Deci nu are legătură. Crezi că diaspora europeană a început să aibă provocări aurolace după frecventarea? Cred că exagerăm, Cristian. Înțeleg că Mario Mocan s-a dus odată la realitatea. A greșit, într-adevăr, dar la apucături aurolace mai care lungă. Săptămâna asta mi-au apărut niște postări de la infractorul Sâmă care l-au dat pe interlopul din Chiajna. Păi dar normal, infractorii între ei, ăla a condamnat pentru violențe, ăsta l-a trimis în judecată că și-a omorât iubita. Normal că infractorii între ei, mai ales infractorii violenți, se susțin. Dar este definirea apartenenței, Ștefan Arvatu. E definirea apartenenței. Arată cărei categorii sociale aparține infractorul respectiv. Un personaj prea puțin important ca să ne pierdem noi vremea cu el aici. Florin Călinescu pare puțin dubios în unele aspecte. La președinție este foarte important să votăm în primul tur. Da, așa este. Este foarte important să votăm în primul tur. Evelin Recep, toți românii să aleagă un președinte. Florian Gordan, bună seara. George Azoica, Măline, e muncă grea. Asta este, e muncă grea, n-am ce să fac. Domnul George, Gigi Voica, salutare Gigi, Semper Fidelis, Viorel Infinit, salutare. Neamțu Pescaru, salutări din Ploiești, nu am studii juridice, dar înțeleg că la tribuna Parlamentului pot spune toate aberațiile. Da, așa este. Imunitatea parlamentară se referă la declarațiile pe care le faci. Bratu Dornel zice că nu găsesc pe nimeni să mă reprezinte. Ba da, Dorinel, găsești. Te informezi, îți setezi niște principii pe care eu le-am explicat și atunci când vin alegerile, te uiți frumos pe liste și vei găsi. Întotdeauna avem opțiune de vot. Ideea asta defetistă, domne, că n-ai cu cine să votezi, că toți sunt la fel, astea sunt manipulări, sunt punctaje, sunt lozinci cu care mafioții prostesc lumea să nu meargă la vot, ca să rămână ei veci purul la putere. Da? Despre asta este vorba. Salut, Mălin, cum de a ajuns DC News, o redacție unde se servesc interesele unor politicieni? DC News de mult este o porcărie, este ăla morsa competentă, Bogdan Chiriac acolo. Așa, bun, Neamțu Pescariu. Deci, nu am studii juridice, dar înțeleg că de la tribuna Parlamentului pot spune toate aberațiile. Sunt declarații politice. Da, așa este, Neamțu. Dar când răspândești în spațiu public aceleași aberații, mă refer la șoșoacă. Chiar nu există temei legal ca să fii cercetat de justiție? Teoretic ar fi, practic nu li se aplică legea. Gândiți-vă că în perioada pandemiei erau niște reguli sanitare foarte stricte și nouă ni se aplicau. Și lor, aurolacilor, lui Simion, lui Șoșoacă, nu li se aplica. Deci domnul Bode și înainte domnul Vela, miniștrii PNL, foarte interesant, i-au lăsat pe ăștia să facă ce vor ei în România și să încalce legislația privind pandemia cum au vrut ei. Asta se aplică la toată legislația. Altă măgărie, zice Neamțu Pescariu, făcută de guvern, așa zisă ordonanță de urgență, care ar reduce ajutorul dat de Uniunea Europeană refugiaților ucraineni. Nu cred că guvernul are competența să reducă acest ajutor din moment ce banii vin de la UE. Da, evident. Mă, o secundă să-mi curăț ochelarii. Că... În pandemie s-a putut și fura de la stat, de ce nu zice de partea grupului infracțional Media Latina 3? Da, așa este. Adevărul este că au fost dezamăgiri precum Iohannis, Rareș, Bogdan. Ce părere ai despre atacul media asupra lui Antena 3? Păi, lui Clotilde Armand. Păi ăsta este de când lumea, de când era Tudorache primar la sectorul 1. Aici este o mafie foarte mare. Bogdan Chiriac și Val Vâlcu. Da, corect, corect. Dacă PD-ul nu este în Parlament, automat minim 5% din voturi se vor rupe de undeva, ca aceștia se poate intra în Parlament. Nu știu, nu înțeleg exact ce vrei să spui. Rareș Bogdan e o dezamăgire. Da, este o dezamăgire. Asta este, dar asta nu înseamnă că nu mai mergem la vot, oameni buni. Acum știți cum e, tot timpul fac comparația cu votul, pentru că e ușor de înțeles. Votul versus mâncare. Știți, ca să funcționeze democrația trebuie să mergi la vot. Ca să trăiești trebuie să mănânci. Acum cu toți avem această experiență, fie că vrem să o recunoaștem sau nu vrem să o recunoaștem, că iubitele noastre partenere de viață, iubite, logodnice, soții, concubine, funcție de cum și-a organizat fiecare viața, cele care ne fac mâncare atât de bună în fiecare zi, din când în când mai greșesc și mai strică mâncarea. Păi ce ar însemna, Andrei Robert, mulțumesc frumos pentru superchat, ce ar însemna ca atunci când soția ți-a ars mâncarea, tu să zici gata, nu mai mănânc. Nu mai mănânc, veci purul nu mai mănânc, că iarsă mâncarea asta. Se mai întâmplă. Nu mă mai duc la vot că m-a dezamăgit politicianul X. Păi, a dezamăgit, asta e. Nici mâncarea nu este bună în fiecare zi, dar trebuie să mănânci ca să trăiești, n-ai ce să faci. N-ai ce să faci, trebuie să mănânci ca să trăiești. Trebuie să votezi ca să trăiască democrația. Democrația nu trăiește dacă lumea nu merge la vot. Democrația nu trăiește dacă lumea, în loc să voteze, face fel și fel de alte chițibușerii, își anulează votul, scrie prostii. Nu. Democrația funcționează prin vot. Ca cetățean ai datoria să te informezi constant, în fiecare zi, în legătură cu ce se întâmplă în țara ta. Cine sunt principalii actori politici? Ce declarații fac ei? Să judeci când se întâmplă lucruri în societate, să te gândești un pic, băi, bine ce a făcut ăsta sau e rău? Să ai un set de principii și să mergi la alegeri să votezi. Da? La fel cu mâncarea, că fac această comparație, da, se face după niște reguli. Ca să faci o supă, trebuie să pui acolo pulpa de pui sau aripioare, să tai morcovii, să-i pui ingrediente. Da? Așa și cu votul. Trebuie să știi că trebuie să fiarbă. Deci sunt niște reguli minimale pe care trebuie să le știi. Că altfel nu poți să faci mâncare și mor de foame. Înțelegeți? Joana poate fi o opțiune. Andrei Ioană s-ar putea să fie scos de către PSD, arunci mâncarea la porc și apoi mănânci porcul, zice. Păi da, dar și porcul, tot așa, frații Ștern, nu-l mănânci de viu, nu dai buzna în cocină și muști din el, cu muști din măr. Nu, trebuie să-l sacrifici, trebuie să-l cureți, trebuie să tranșezi carnea. Fiecare parte a porcului se prepară într-un anumit fel. Și carnea aia trebuie să știi, să o tai feliz, să o pui în tigaie, să o bați, adică tot acolo ajungi. Chioveși ar fi o opțiune. Nu cred că Chioveși candidează, Alexandru. Laura Codruța Chioveși a spus clar că nu vrea să candideze. Partidul Patrioților lui Iulian Strugariu, cel mai bogat din mea, are partid. Nu știu ce partid e ăsta, Ștefan Uretchi, habar n-am cine e ăsta, Strugariu, Partidul Patrioților, toți sunt patrioți. Cu cât stă PSD, FSN mai mult la putere, cu atât va fi mai greu să scăpăm de ei. Da, așa este. Puica Dumitrache, salutare tuturor, să aveți o seară cât mai plăcută. Vă repet, citesc și de aici comentariile pe care le-ați lăsat dumneavoastră. Adrian Iancu, o seară frumoasă, 1 la 1, Surugiu, am înțeles, Science. Henry Lazar, salutare. Valeria Dobrin, salutare, doamna Valeria. Crenguță Voica, mulțumesc frumos pentru apreciere. Anca P. Șoșoacă n-are nicio legătură cu Rusia, dar trece regulat pe la ambasada Rusiei. Da, așa zice Șoșoacă. Zice, nu știu, n-am nicio legătură. N-are nicio legătură, dar când o cauți e la ambasada Rusiei. Măcar George Simion face pe Niznaiu. Nu se duce la ambasada Rusiei. E puțin mai pervers, dar să știți că din acest punct de vedere Șoșoacă este mai onestă decât, nu luați ceea ce spun ca pe o laudă la adresa lui Șoșoacă. Da? Sunt aceeași mizerie. Dar Șoșoacă este mai onestă decât Simion, pentru că Șoșoacă își asumă. S-a dus la ambasada Rusiei cu ambasadorul, a pus poze pe Facebook, deci își asumă, da? Simion nu-și asumă, da? Simion zice, nu, domne, nu e adevărat. Nu e adevărat. Putin e criminal, după care îți trosnește toate manipulările dictaturii lui Putin. Care este diferența între ei, dacă am face această comparație cu presa, da? În domeniul presei, Șoșoacă este Antena 3 și România TV. Adică știi că patronii sunt penali, că ăla e infractor, că ăsta ăla e fugar, ăla e ghiță, știi la ce te uiți, da? Simion este un fel de Dragoș Pătraru, un fel de recorder, un fel de Gherman. Adică ei pretind că sunt altceva, dar de fapt în spate servesc același interes. Cam despre asta e vorba. Așa cum nu e adevărat că George Simion e heterosexual. Da, am văzut, circulă chestia asta, cineva i-a scris, nu știu ce, era o postare de-a lui Simion și cineva a zis ceva și ăla a zis, lasă domne că Simion e heterosexual. Și Simion i-a răspuns, denorocitule, nu ți-e rușine să mă jignești? Am vorbit mai în materialul de ieri despre legăturile Șoșoacă cu serviciile secrete. Da, am vorbit, Petre Ursu, tot Lături, da, Lături, exact. Iulia Tufiș, Edith Piaf. Dragi români, dornici de știri adevărate, bine argumentate, prezentate de apreciatul Mălimbot. Vă doresc o duminică plăcută. Mulțumesc frumos, doamna Edith Piaf. Ștefan, când vei trece la ora de vară? Păi văd că toată lumea a cam zis ora 20, deci cred că de săptămâna viitoare facem emisiunea la ora 20, așa cum o făceam anul trecut. Despre cazul Ștefan Jicol. Nu știu cine e Ștefan Jicol, habar n-am despre ce e vorba. De ce nu ne spune Liniuță Ții nimic, Adrian? Nu știu, Adrian, mor când lumea pune astfel de întrebări. Fac un material pe un subiect, da? Și zice, da de aia de ce nu zici? Da de aia de ce nu zici? Pur și simplu pentru că nu cunosc toate subiectele care apar, că sunt un singur om, da? Și în al doilea rând pentru că fiecare material are un subiect, da? Au intrat ăștia urolacii pe TikTok, că acum la materialul ăsta cu sediu aur și cu pensiile speciale. Zice, da de PNL de ce nu zici? Ba zic de PNL, sunt 200 de materiale video. Dar acum subiectul e Simion. Subiectul este Simion. Că și PNL-ul, da, și PNL-ul, dar subiectul este Simion, despre asta vorbim, da? E ca hoțul ăla care-i prins, puradelul-i prins cu mâna în buzunar în tramvai. Și zice, dați-mi drumul că și alții fură. Nu, aici vorbim despre fapta pe care tu ai comis-o, prietene, lasă-i pe alții. Așa și cu ăștia. Ați fost la vot sau veți merge, Camelia Ștefan, Ștefan Jicor, președintele ONG-ului Anticorupție. Da, nu știu, habar n-am extiștainți despre ce e vorba. Nu știu care este subiectul. Pătrarul tot zicea că DNA a primit dosarele de la servici. Unde e adevărul, zice Răzvan. Păi primea dosarele pentru că exista o colaborare oficială între Serviciul Român de Informații și Direcția Națională Anticorupție, așa cum e normal să fie. Ce ți se pare anormal? Ca două instituții ale statului să colaboreze pentru combaterea unui fenomen infracțional? Păi numai în creierul stricat al unor infractori ca Sebastian Ghiță și a unor trompetiști de-ai lor ca Dragoș Pătraru la vremea respectivă putea să fie ceva greșit în asta. Păi poliția rutieră nu merge cu autoritatea rutieră când fac filtre să verifice? Sunt instituții cărora noi le plătim salariile. Da? Serviciul Român de Informație este o instituție a statului român. Este normal să colaboreze cu o altă instituție a statului român. Ăștia mafioții au creat o întreagă isterie în societate cum că ar fi ceva anormal. Nu, nu e nimic anormal. E normal să colaboreze, păi pentru ce le plătim salariile? Pentru ce le plătim salariile celor de la SRI? De ce? Ca să stea în birouri și să producă maculatură? Păi nu e normal să colaboreze cu instituțiile statului? Păi foarte normal. Ce au făcut ei greșit este că n-au dat o lege în acest sens și au făcut niște protocoale. Trebuia să dea o lege, asta prin lege ar trebui clarificate aceste aspecte. Deci nu e nimic anormal, nu e nimic greșit, nu e nimic nefiresc. Din contră, așa este firesc să fie instituțiile statului să colaboreze între ele. Nu contează de unde vin informațiile, cât timp sunt adevărate. Normal, Robert, evident. Marian Tălmaciu, am spus că Șoșoacă e pe față cu Rusia, în timp ce Simion e perfid, nu-și asumă. Da, așa este, Marian, asta este. Simion e perfid. Șoșoacă e asumată, își asumă. Ștefan, salut, mă link în vetrecerea adevărat. Am spus, în loc să acuze, să sancționeze Aur, Ciucio la unison, Ciucă și Ciolacu preiau discursul naționalist populist chiar anti-UE. Cum să scăpăm de această fundătură? Ne mobilizăm la vot. Da, așa este ANCP. Rosa Roșia, duminică frumoasă, George Traian, Mariana Lobonțiu, vă salut. Ionuț Tumurug, interesant nume. Un singur lucru vreau la România mea, mai exact de la conaționalii mei, înțelepciune și deschidere de minte largă și dinamică. Doar asta îi face să înțeleagă adevărul despre ce vor ei. E foarte ușor, trebuie doar să accepte că viața ți-o organizezi în baza unor principii care sunt ușor de stabilit. Și dacă nu reușesc, trebuie doar să uite la alți oameni, modele sunt destule în Occident. Da, așa este. Cu ajutorul internetului putem aprofunda cunoștințele. Da, așa este. Sper să intru și diseară. Eu nu sper că ești pe live. Neamțu Pescariu, dăm voie să te contrazic. Nu cu ajutorul internetului îți faci educația. Educația se face în bibliotecă. Internetul mare parte promovează antimodele. Neamțu Pescariu, aici eu te contrazic eu, pentru că internetul este doar... Internetul nu promovează nimic. Internetul este, nu știu, ca și cum ai spune că automobilul promovează viteza. Nu. Automobilul este un mijloc de transport. Depinde de șofer cum îl folosește. Internetul este o mare bază de date. Da? Mai multe baze de date interconectate între ele. Este accesul către informație. Depinde de tine. Da, pe internet... Poți să-ți obții informații și poți să te educi, da? E ca și cum ai spune că hârtia, nu știu, hârtia e suportul. Adevărata șmecherie a cărții sunt ideile pe care le conține, nu hârtia, materialul, da? Ca și cum ai spune că, domne, hârtia e genială, că uite, cărțile se fac din hârtie. Nu. Hârtia este suportul pe care stă informația într-o carte. Internetul este suportul pe care stă informația în format digital și ne permite tuturor să accesăm această informație. De ce nu ai discutat nimic? Pentru că nu am auzit de acest subiect, Ștefan Jicol. Nu pot să abordez toate subiectele. Sunt un singur om care urmărește subiectele cele mai importante și n-am cum să vorbesc despre toate subiectele. N-am de unde să vorbesc despre toate subiectele și... Nu știu despre ce e vorba cu acest Ștefan Jicol. O să încerc să mă documentez, să văd dacă va fi un subiect important, mai important decât ce apare în fiecare zi, în agenda fiecărei zile, o să vorbesc despre el. Vă rog să înțelegeți că este foarte greșit și abuziv ca cineva să-mi ceară mie, un singur om, să abordez subiecte așa cum le abordează redacții, cu zeci de oameni. Eu nu am cum să, nu știu, ce site-uri citiți, de unde aveți aceste informații, dar eu nu am cum să abordez, eu sunt un singur om, vă rog să țineți cont de acest aspect, cei care aveți tendința să mă întrebați, dar de ce nu abordez subiectul ăla, de ce nu abordez subiectul ăla, de ce nu ăla, de ce nu? Pur și simplu unele subiecte, pur și simplu n-am cum să acopăr toate subiectele. Pur și simplu sunt subiecte și persoane care sunt importante și subiecte și persoane care sunt mai puțin importante. Breaking news, Russian TV, Ponta, Pinocchio și George Simion în direct de la ora 20. Da, normal. Exi Steins, mai multe like-uri, vă spune și Roxana, bună seara, Iolanda Cărăușu, este normal, respect, Mălin, mulțumesc. Deci, pur și simplu, nu știu care e povestea cu Ștefan Jicol ăsta, nu știu cine, pe unde ați văzut-o, pe unde a apărut informația. Pe site-urile relevante, pe care eu le consider relevante, nu am văzut această informație. Deci nu știu cine a creat acest subiect și cu ce scop l-a lansat. Dar dacă Ștefan Jicol e prieten cu Constantinescu, atunci dați-mi voie să vă spun din start că încep să am mari îndoieli cu privire la onestitatea lui. Dacă este prieten cu Sorin Constantinescu ăla, cu jocurile de noroc, prietenul lui Sebastian Ghiță, atunci dați-mi voie să-mi ridic mari semne de întrebare. Mari semne de întrebare. Mălin, cele mai bune denumiri de lume, generos, competență, mulțumesc foarte frumos, Sorin Constantinescu. Păi eu nu urmăresc. Sorin Constantinescu este o trompetă a unor interese mai degrabă legate de Sebastian Ghiță și de alții decât de partea bună a lucrurilor. Păi nu vă așteptați vreodată ca să abordez eu subiecte pe care le lansează pe piață prietenii lui Sebastian Ghiță. Niciodată. Pentru că alea nu sunt subiecte, alea sunt manipulări. Alea nu sunt lansate pe piață dintr-un interes public. Să nu vă imaginați că cineva care apreciază și înțelege interesul public nu poate să fie prieten cu Sebastian Ghiță. Înțelegeți? Nu poate să fie decât un critic al lui Sebastian Ghiță. Ca să înțelegem despre ce vorbim. A făcut plângere împotriva lui Marian Acșu. O să vedem despre ce e vorba. Promovează și minciuna penelistă, invitându-l pe Terheș. Da. Din start, dacă îl promovează pe Terheș, vă dați seama despre ce fel de personaj vorbim. Terheș ăsta este aceeași mizerie ca și George Simion, ca și Diana Șoșoacă. Cu promovarea lui Terheș a spus tot. Da, evident, evident. Bun. O oră 17 minute, dragi prieteni. Văd că suntem cu like-urile ok. Totuși vreo 70 dintre dumneavoastră n-ați dat like. Dacă sunteți pe recepție, vă rog să dați like. Când a apărut primele dăți Constantinescu în online, a spus că s-ar putea să aibă miză politică. I-am stat 5 minute pe live-ul și sunt sigur că are un scop politic. Da, cu siguranță are un scop politic, altfel nu și-ar pierde vremea. Un om cu foarte mulți bani nu-și pierde vremea să facă live-uri pe internet. Ca să ce? Deci este clar și oamenii ăștia, să știți că pentru 2024 mafioții s-au pregătit foarte bine și au invadat deja mediul online cu fel și fel de astfel de personaje, a căror rol și scop este să participe la marea manipulare din 2024. Ioan Pop, crezi că România ar putea să piardă bani din PNRR pentru că politicienii români nu vor reforma legea pensiilor speciale? Da, e foarte posibil. E foarte posibil să pierdem acești bani și va fi foarte grav, dragi prieteni, va fi extrem de grav. Hai să pun asta aici, pentru că am depășit... Oamenii răi complotează, oamenii buni așteaptă. Da, e bună asta, e bună. Picture Cutness, Cutness. Cum o chema pe aia cu șparanghelul? Cerveza sau cum? Nu, sunt două. Aia cu șparanghelul este Oana Lovin. Și are ceva emisiune pe la Pandele, pe acolo, pe unde are și Robert Turcescu. Săracă Turcescu cam la nivelul ăsta a ajuns, la Voluntar TV cu șparanghelista. Și șparanghelista era prietenă cu una Cerva, Codruța Cerva. Astea două erau, îi serveau inculpatului Dan Tudorache Diamant. Ăsta le trimitea peste tot în campania electorală să o facă trolling la Clotilde Armand. Și astea erau împreună cu George Simion și cu Diana Șoșoacă la Isteria Cap Vid, la tâlhăria civică din Piața Victoriei. Ce poate face Lovin într-o televiziune? Și pe aia nu-i televiziune, Voluntar TV, este o trompeta unei găși mafiote, gașca Pandele Voluntari. Ce părere ai despre scandalul Ungaria Mare? Care este scandalul, Andrei? Care e scandalul cu Ungaria Mare, Lovin e rudă. Da, e clanul Răzmeriță, clanul PSD-ist Răzmeriță din Hunedoara. Păi da, eu am explicat aceste lucruri pe YouTube, mai țineți minte? Am stat în fața televizorului și am explicat toate aceste lucruri. Care este scandalul cu România Mare? Hai să vedem despre ce e vorba. Cu Ungaria Mare, scandalul fabricat artificial, ură etnică. Da, pe bază de ură etnică este și da, se încearcă, în fiecare zi se încearcă. Dacă nu e Băstroie, sunt preoții români, așa zici, persecutați din Ucraina. Dacă nu sunt preoții români din Ucraina, vine Șoșoacă și zice, hai să anexăm teritorii. Dacă nu sunt teritoriile, vin ăștia cu Ungaria Mare, cu nu știu ce. În fiecare zi, oameni buni. Deci România este lăsată pradă acestor operațiuni hibride de dezinformare organizate în stil KGB de către Federația Rusă, de către dictatura lui Putin. Ce părere ai despre Valeriu Nicolae? Am o părere bună, îmi pare rău că n-a intrat în Parlament. Ar fi fost un câștig dacă intra în Parlament, dar cred că a greșit asociindu-se cu Dragoș Pătraru. Cred că aici a făcut o greșeală. Acum, asigur, nimeni nu-i perfect și nu ne putem aștepta de la oameni să fie perfect și să ia decizii cu care noi să fim de acord forever. Dar cred că Valeriu Nicolae este în acest peisaj al persoanelor publice, cred că este un om care este de partea bună a lucrurilor. Părerea mea, a făcut foarte multe lucruri bune și îmi pare rău, înțeleg că îi mai trebuiau nu știu câte, 17, 20, 30 de voturi, ceva de genul ăsta, o prostie. Păi decât să avem Șoșoacă în Parlament și mai știu eu ce alți demenți, Lasca, Simion, ăla, Dan Tănase, care umblă cu șosetele murdare și rupte și le arată prin Parlament pe la alți colegi. Vă dați seama că era un câștig să avem Valeriu Nicolae în Parlamentul României. Da? Era un câștig. Din păcate au fost niște candidați independenți pe care nu știu de ce, deși ar fi meritat să primească foarte multe voturi, să devină parlamentari, nu au intrat în Parlament. Și au intrat ăștia, șleachta asta. Ce naiba, încă nu se știe că Pătraru este finul lui Sebastian Ghiță. Da, multă lume nu știe de legăturile lor. Multă lume își imaginează că Pătraru e ușă de biserică. Nu e nicio ușă de biserică. Pătraru în ultimul timp face chestii mișto. Da, foarte bine că face chestii mișto. Mulți fac chestii mișto, dar în momente cheie te otrăvesc cu minciunile lor. Și Pătraru a jucat un rol cheie în perioada în care mafioții se chinuiau să o mazilească pe Laura Codruța Chioveși. El valida și rostogolea toată propaganda anti-Chioveși. Da? Și aici este. De asta eu vă tot spun, dragi prieteni, și tot insist atât de mult pe a explica cârtițele civice, cârtițele de presă, pentru că acolo este adevărata manipulare. Dragi prieteni, adevărata manipulare nu este la Antena 3 care vine și spune ăia sunt drogați și violenți în Piața Victoriei. Nu, adevărata manipulare este la licheaua pe care eu îi infiltrează în Piața Victoriei să lovească persoane și să vină Antena 3 să dea și să-ți confirme că ăia sunt violenți. Înțelegeți? Adevărata manipulare este la agitatoarea vulgară care își rupe hainele de pe ea și face circ și scandal grotesc. Și toate televiziunile o dau și spun, Doamne, ce oameni sunt nebuni, se duc acolo, nu mă mai duc la proteste. Uite ce oameni se duc acolo. Asta este adevărata manipulare, dragi prieteni. Avocatul Cuculis apare des. Da, avocatul Cuculis este abonat, este eschibiționist. Acest avocat care umblă cu martori mincinoși, în 30 sau 31 se pronunță instanța, o să vedem ce se va pronunța, oricum o să mergem la Curtea de Apel, oricum o să-l dau în judecată pentru ce a spus acum la București, din nou, pe baza acelui martor mincinos. Avocatul Cuculis este sursa uneia dintre cele mai ticăloase minciuni, invenții la adresa mea, da? Și o să încerc să, pe toate căile, prin justiție, să îl trag la răspundere. Deja Judecătoria Timișoara l-a obligat să plătească daune pentru că a mințit, neavând niciun fel de probe, și atunci a inventat un martor mincinos pe care l-a adus la instanță. Eu am făcut plângere penală împotriva acelui individ pentru mărturie mincinoasă și am solicitat să fie anchetat și Cuculis. Pentru că eu cred că Cuculis nu e străin, cred că Cuculis este cel care a comandat mizeria asta, așa cred eu. Și acum, asigur, rămâne ca anchetatorii să se pronunțe. Am făcut adrese către ei, le-am trimis noi informații, le-am solicitat noi probatorii. Acum rămâne de văzut dacă o să facă ceva. Dacă o să facă ceva, că ăștia nu mai fac nimic la parchet, parcă nu mai există, oameni buni. Instituții întregi nu mai funcționează în această țară. Suntem mai nimănui, suntem pe cont propriu în această țară, oameni buni, pe cont propriu. Ferească Dumnezeu să fim victima unei infracțiuni. Instituțiile care ar trebui să ancheteze infracțiunile nu mai funcționează. Nu știu ce fac procurorii acolo, de ce și-au ei salariile, pentru ce sunt plătiți. Eu am o grămadă de plângeri penale, de la amenințări cu moartea, fals privind identitatea, fals privind documentele de studii, asta acum, mărturie mincinoasă. O grămadă de fapte grave consumate împotriva mea. Încă n-au trecut la chestii fizice, dar probabil că dacă o să vadă că procurorii nu iau măsuri, o să treacă la chestii fizice și probabil că nu vor lua nici atunci măsuri. Da? Statul român este foarte corupt, statul român. Jumate corupți, jumate incompetenți. Incompetenți, oameni buni. Oameni care n-au ce căuta acolo. Florea Berechet zice că și Bugnice live. Treaba lui să fie live. Noi suntem live aici. Se poate urmări oricum în reluare, nu e nicio problemă. FIFA nu a aprobat harta Ungariei Mari. Da, n-a aprobat-o. Și care e subiectul? Nu înțeleg care e subiectul. Explică-mi, Andrei, care este subiectul, ca să înțeleg și eu subiectul, că eu nu am înțeles niciun subiect. A fost o tentativă de incitare la ură etnică, români împotriva maghiarilor, în societatea românească. Și s-a dovedit că a fost o inițiativă, un fâs, cu culise avocatul preasfințitului Teoctist de la Constanța. Păi nu mă miră, Teoctist ăla este cea mai mare trompetă a dictaturii lui Putin din Biserica Ortodoxă Română. Nu mă miră că Cuculis este acolo. Păi Cuculis e din acest film. Din acest film este toarășul Cuculis. Extrem de puțin personal în justiție și volum mare de muncă, spune Bogdan Olteanu. La Europa FM as cu promovări, zice Mariu. Despre ce este vorba, Mariu? Ce fel de promovări? Că Saruman, da. Bun, bă, Claudiu, așa am spus eu, Saruman. Sauron e Putin, ochiul lui Sauron. Și Saruman este ăsta de la Șpagoveanu. Sorin Pânca, toate instituțiile care nu funcționează trebuie privatizate, cum s-a privatizat sistemul medical și poți din CFR. Da, dar nu poți să privatizezi, Sorin, anchetele penale, nu poți să privatizezi actul de justiție. Nu ai cum, nu există, niciunde nu sunt privatizate, e absurd. Problema este că ei trebuie să-și facă treaba, dragi prieteni. Nu se poate așa ceva. Gândiți-vă la parchetul militar, am plângeri împotriva jandarmilor, unele vechi de 5 ani de zile și nu le-au soluționat. Altele vechi de 4 ani de zile, în care de 2 ori tribunalul militar, după ce procurorii au închis abuziv toarășul procuror Pârlog, care a prostit o grămadă de ziariști de bună calitate și ăștia îl promovează ca nebunii pe acest Pârlog, care este o cârtiță care servește acelorași interese, da? Acest domn Pârlog a încercat să închidă abuziv dosare cu abuzuri ale jandarmeriei împotriva mea și tribunalul militar l-a pus să le redeschidă și a trecut 1 an și ceva, oameni buni, și n-a făcut nimic în dosar, nici măcar nu m-a citat să mă audieze. Deci este ceva incredibil. Păi oamenii ăștia nu-și merită banii, dragi prieteni. Nu merită. Deci nu merită să plătim atât de scump un sistem judiciar care nu face nimic. Se ocupă numai cu mușamalizări și cu ținut dosare la sertar. Nu se poate așa ceva. Camora este mică pe lângă. Da, e incredibil ce avem în instituțiile statului. Bogdan Olteanu, Ștefan Noretchi și-a anulat Blue Air zborurile către Moldova. Oricum nu văd logica suspendărilor, nu există risc de siguranță a zborurilor și își pierd clientela. Dar nu știu exact care e situația cu. Uitați-vă cu agresarea mea în Piața Victoriei în 10 august anul trecut. Nici până ziua de astăzi nu m-au chemat la audieri. Deci cum e posibil așa ceva, oameni buni? Deci este inadmisibil. Poate am dreptate, poate n-am dreptate. Fă anchetă și dă o rezoluție. Ce ți-a așa de mult? Ți-am pus la dispoziție înregistrări video, tot, în 48 de ore trebuia să dai o rezoluție. Și mergem în justiție și mergem la un judecător. Și judecătorul hotărăște cine are dreptate și am închis discuția. Dar ei nu fac nimic, oameni buni. Tu le faci plângeri penale, ei le pun la sertar. Este ceva incredibil în ce disoluție a autorității statului putem trăi, în ce vremuri putem să trăim. Și nu ți-e frică că îți va scrie Șpagoveanu numele pe toacă? Nu, nu mi-e frică, pentru că eu nu cred în prostile astea. Poate să scrie ce vrea el, să facă ce vrea el. Cum au privatizat americanii închisorile, putem? Nu, nu putem, Sorin. Nici în America justiția nu e privatizată și nici actul de aplicare a legii. Executarea pedepsei este altă discuție, că acolo sunt niște lucruri clare, hotărâte. Niște oameni sunt cazați undeva pentru o perioadă de timp în anumite condiții. Da, aia se poate privatiza. Dar actul de justiție nu poți să-l privatizezi. Eschibiționist este cel care îi se spune la cucul lui Sigol. Da, eschibiționist este un om care îi place să se expună. Să se expună, să-l vadă lumea, da? Ori este anormal pentru un avocat să fie atât de prezent la televizor. Rolul avocatului nu este să fie figurant în toate emisiunile TV. Ori cuculis în momentul de față, cred că este mai prezent la televizor, așa, din câte ore are o zi. Și câte ore în instanță, câte e la televizor. El, săracul de el, cred că stă mai mult la televizor decât prin tribunale. Ceea ce este anormal pentru un avocat. De asemenea, cuculis, care umblă cu martori mincinoși încercând să manipuleze justiția, este foarte ticălos, foarte urât ce a făcut. Și asta arată ce fel de om este acest individ, cuculis, dacă a recurs la asemenea metode. Acest cuculis își face reclamă pe rețele sociale, publicitate plătită, și legea avocaturii, să o căutați, interzice avocaților să-și facă reclamă. Deci omul ăsta încalcă legea avocaturii. By the way, dacă vedeți reclamă cu cuculis, puteți să faceți reclamație la baroul București și la baroul Tulcea. Nu știm în care barou este el. El e deloc din Tulcea, dar nu știm în care barou e. Dar puneți la mail și baroul București și baroul Tulcea și faceți reclamație către barou. Întrucât văd foarte des reclame în online cu avocatul cuculis și știu că legea avocaturii interzice reclamele, vă rog să luați măsuri împotriva acestuia. Iată un exemplu și dați o captură de ecran. Faceți că nu vă costă. Vă costă 2 minute să scrieți asta pe adresele de la barouri sunt și să vedeți ce vi se răspunde. Faceți exercițiul ăsta, măcar așa, pentru distracția dumneavoastră. Să vedeți ce vi se răspunde. Eu le-am făcut reclamație la barou și barou, bineînțeles că le-a luat apărarea. Normal că le-a luat apărarea. Cuculis se dă avocat, el nu este în stare să apere singur într-un proces. Da, nu e în stare, angajează alți avocați, trimite alți avocați. Deci Cuculis se comportă anormal. Treaba unui avocat nu este să fie prezent toată ziua la televizor. Mai mult decât atât, vă rog să observați că Cuculis se pricepe la toate. Avocații, în general, sunt specializați pe anumite domenii. Ăsta vorbește despre orice. Deci este clar că un om care se pricepe la toate, de fapt, nu se pricepe la nimic. El ca avocat, de fapt, nu se pricepe la nimic. Și pe LinkedIn, spre exemplu, Cuculis își face publicitate. Mereu îmi apare în feed. Marian Tălmaciu, fă chestia asta, vă rog eu foarte mult, dacă vedeți publicitate de-a lui Cuculis, faceți captură de ecran și trimiteți-mi și mie, că eu le strâng. Și faceți chestia asta, faceți sesizare, baroul București, baroul Tulcea. Și Cuculis este plagiator. De ce e plagiator, Eckstein? Vreau mai multe informații. Facebook-ul a scos o reclamă de-a lui, dar la contestație barolul NBR a obligat să se autosesizeze pentru astfel de abatere disciplinară. Nu știu cine îl ține în brațe. Păi ei vor să-l se lanseze politic și aici sunt alte implicații. Normal, da, ar fi trebuit să se sesizeze, pentru că de foarte mult timp acest individ încalcă legea avocaturii făcându-și reclamă pe rețele sociale. În mod normal, baroul trebuia să se autosesizeze. Cuculis este mediatizat excesiv, viitor senator deputat PSD AUR, zice Mihai. Eu am primit din AUR, din interiorul AUR, oameni care au fost în AUR și care mai sunt lăsați în diverse grupuri, au uitat să-i scoată și văd ce discută ea pe acolo. Și mie cineva mi-a dat această informație că s-ar fi discutat candidatura ăstuia de la AUR și așa se explică de ce Cuculis este atât de implicat în campania de denigrare împotriva mea. De ce a recurs la metode destul de grave, cum este cea cu martorii mincinoși, pentru că vă dați seama, asta poate să aibă consecințe penale și asumă un risc foarte mare domnul Cuculis. Probabil mizează pe faptul că eu sunt un singur om și că poate el cu forța lui, casei lui de avocatură, cu România TV, să mă calce în picioare și să... O să vedem. Vom vedea. Eu am de gând să acționez toate pârghile legale pe care le am la dispoziție împotriva acestuia. Pentru mizeria pe care a făcut-o, da? Faptul că a adus martori mincinoși, faptul că a mințit la România TV și a promovat împotriva mea o minciună, o denigrare. O să vedem. Sper că în 2024, spune Andrei Zurbalic, să nu fim aruncați în brațele Rusiei. Păi și eu sper, dar nu ne aruncă cineva. Să ne înțelegem foarte. Salve! Ave Cezar! Iulius Cezar! Ave Cezar! Să ne înțelegem, dragi prieteni, nu ne aruncă nimeni. Noi ne aruncăm. Deci noi. Cum votăm, asta va fi. Noi ne vom decide soarta. În 2024 noi ne vom decide soarta. Deci nu ne aruncă nimeni, noi ne aruncăm. Camelia Ștefan, un avocat, dacă într-adevăr are multe procese, cum spune Cuculis, când mai are timp să rezolve dosarele, dacă el nu stă la televiziune. Deci e clar că el nu servește, că n-ar avea timp, oameni buni. Da, dacă e un avocat specializat în ceva, din când în când apar la televizor, da, dar nu poate să apară în fiecare zi la toate emisiunile. Este anormal pentru un avocat, oameni buni. Deci asta arată incompetență, neprofesionalism, arată că este un om care de fapt nu-și reprezintă profesia. Un avocat profesionist e în sala de judecată și între dosare, nu la televizor. Deci este o dovadă de impostură, da? Atenție foarte mare. Mă uitam la titlul de live, zice Paul Dumitru, nu cred că părinții noștri uită ce au pățit până acum. Nu uită, dar am explicat la începutul emisiunii, nu mai vreau să reiau aceste explicații. Eventual, Paul, poți să te uiți în reluare, să dai emisiunea de la început. Am explicat cum este cu titlul, cu subiectul acesta am început, cu modul în care Cuculis nu cunoaște articolul 31 alineatul 1 din Constituție, nu merită demnitatea de avocat. Da, așa cred și eu. Dacă Cuculis era într-adevăr avocat, știa să se apere singur, nu apela la alte persoane. Da, așa este. El n-a venit la proces, a deschis un proces și a trimis alți avocați și a pierdut procesul și după aia a recurs la chestia asta. Deci a adus un martor, vă dați seama cât de grav este, oameni buni. Dar și ce spune Cuculis este greșit. De multe ori vorbește numai generalități, niciodată nu precizează vreo lege. Da, așa este și vorbește prostii. Păi eu l-am prins la chestia aia cu Clotilde Armand, cu șobolanii, deci ce inepție a putut să spună. Deci acest om spune inepții la televizor, este un inept acest Cuculis, da? Vorbește fel și fel de prostii. Căci că șobolanii lui Clotilde Armand au distrus mașina și el, mașina lui era în sectorul 3. Păi ce, șobolanii sunt migratori? Ce, un primar are șobolani? Vă dați seama, cum să te duci tu ca avocat să spui așa ceva la televizor? Cum? Ce avocat ești tu? Păi tu ca avocat nu știi că tu poți să dai în judecată maxim primăria unde ți s-a întâmplat? Dacă tu ți-ai rupt roata într-o groapă la Brașov, nu poți să dai în judecată primăria de la Sibiu. Dacă tu ai pățit ceva la mașină în sectorul 3, nu poți să dai în judecată primarul de la sectorul 1 și să-l acuzi. Nu ai cum. Nu ai cum, râde lumea de tine. Sunt convins că toți avocații care au auzit acele declarații cu șobolani ale lui Cuculis, da? Că i-a și rămas de atunci porecla avocatul cu șobolani, da? Sunt convins că au râs de el. Au râs de el, au spus, uite ce prostii vorbește ăsta, săracul de el, vai mama lui. El trebuia să spună acele prostii la România TV ca să intre în campania de denigrare a lui România TV împotriva lui Clotilde Armand, înțelegeți? Și atunci el era și el acolo, maca-maca, un măcănitor, un figurant, la televiziunea unui penal. Da? Cuculis n-a venit la procesele cu Mălin pentru că e foarte ocupat. Nu, Cuculis are o problemă, mie mi-a scris foarte multă lume, dar eu nu vreau să mă bag în relația client-avocat. Mi-au scris foarte mulți oameni care au avut probleme cu această casă de avocatură, Cuculis. Au avut mari probleme, se pare că sunt foarte neprofesioniști și iau niște bani, niște tarife exagerate de la oameni. Da? Au fost oameni care mi-au scris în privat. Nu vreau să dau cazurile fiecare în parte, că nu e treaba client-avocat, dar au fost oameni care mi-au povestit niște lucruri destul de dubioase despre ei. Deci se pare că și-au cam excrocat unii clienți, cel puțin cei nemulțumiți, cei care mi-au scris mie. Aceleași inepții, același pachet cu inepțiile spuse zilnic la Gold FM. Sunt una și aceeași grupare. Da, George Florin, sunt aceeași grupare, doar că sunt mai multe găști. Gașca lui Ghiță, care acum e îmbârligat cu Simion, Cuculis toată ziua prezent, gașca infractorului Dan Voiculescu, gașca inculpatului Adrian Sârbu, gașca lui Gușă, care e cu Gold FM, gașca infractorului Maricel Păcuraru, România TV. Lovin s-a îndrăgostit de activistul Buzoian. Păi nu mă miră că-s cam de aceeași teapă amândoi, săraci de ei. Activistul Buzoian ăla, săracul de el, vai mama lui. Ar trebui totul să meargă să-și termine liceul, că după cum se exprimă, cred că nu a reușit să termine 12 clasă. Dar mă rog, e un personaj prea mic, insignifiant, ca să vorbim noi despre el. Ca și Lovin aia. Personaje mărunte. Mâine, păi mâine, spune Cuculis că a trimis Clotilde Armand porubei, da, să facă. Păi eu să spună chestia asta, nu m-ar mira să spună. Și să-l aducă pe Vlad Spiru, martor, că a văzut un bărbat de la USR, nu știe cine e, cum îl cheamă, că dădea grăunțe la porumbei, grăunțe cu cipuri și programa porumbei ca să meargă pe mașina lui Cuculis. Oamenii ăștia sunt capabili de orice, dragi prieteni, de orice mârșăvie. Gândiți-vă ce mizerie și ce mârșăvie au făcut împotriva mea. România TV, care pe față ia bani de la PSD și de la PNL. Pe față iau bani în cont, partidele plătesc bani acestei televiziuni. Și eu sunt un jurnalist independent susținut de către public și au, cu nesimțire și cu tupeu s-au dus și au mințit oameni buni. Cu un martor mincinos. Deci este o nedreptate incredibilă. Este un fals și o nedreptate incredibilă. Oamenii ăștia merită să stea la pușcărie pentru ce au făcut. Și o să fac tot posibilul ca dosarul penal împotriva lor să meargă înainte. Dar eu sunt un singur om. Vă dați seama ce o fi în spate aici, ce interese sunt. Că vine și întrebarea și o să vedem soluția instanței. Aici trebuie să fie ceva la mijloc, altfel nu s-ar fi dus cu falsul ăsta, cu infracțiunea asta în fața unei instanțe. Ceva trebuie să fie. Nu cred că e atât de inconștient cuculi să se ducă în fața unei instanțe cu un asemenea fals. Deci ceva e dubios aici, e foarte, foarte dubios, oameni buni, foarte dubios. Și aceeași casă de avocatură a lui Cuculi s-a mai generat două procese clonate împotriva mea la Tribunalul București. Aceeași acțiune depusă de două ori, n-ați mai văzut așa ceva. Deci este împotriva codului de procedură civilă să depui o acțiune de două ori. Dar au depus-o de două ori și au înregistrat-o la două secții diferite. Aceeași acțiune, același text, același obiect. Deci sunt niște lucruri foarte dubioase pe care le face acest Cuculis. Foarte dubioase. Foarte dubios faptul că Barou nu îl sancționează pentru că încalcă legea avocaturii făcându-și reclamă. Foarte dubios cum este promovat acest individ de către toate televiziunile infractorilor. Cartelul Mafia Media. Este figurant la cartelul Mafia Media. Sunt niște lucruri foarte dubioase cu acest individ. Da? Încet, încet, cu multă răbdare, cum am deslușit până acum unele aspecte, vom da și de capătul acestui personaj. Că nu e el nici mai șmecher, nici mai tare decât Dragnea, nici mai șmecher, nici mai tare decât Bădălău, nici mai șmecher, nici mai tare decât alți șmecheri, alți indivizi care s-au crezut șmecheri și tari și cu care eu am dus aceste bătălii. Și o să vedem. Dacă este, vom vedea cu toți în ce țară trăim. Singura mea temere este că dacă aș ști că justiția e corectă 100%, ar fi super ok. Singura problemă este că nu știm în justiție și acolo sunt judecători cinstiți și judecători cu probleme. Și aici apar niște discuții. O să vedem, dragi prieteni, eu vă țin la curent. Și avocatul Ionașcu era toată ziua la TV și acum are plângeri penale de sute de păgubiți, dar el vrea să intre în politică. Păi vrea să intre, dar Ionașcu ăsta nu este în partidul lui Dan Voiculescu, eu așa știu că era. Camelia Ștefan, nu este în partidul lui Dan Voiculescu. Bună seara tuturor, Capra Irinucăi. Bună seara, Capra Irinucăi. By the way, am văzut că Netflix a publicat filmul Capra cu 3 iezi, cu Maya Morgenstein. Aștept și eu să mă uit să văd, sunt curios cum e filmul ăsta, Capra cu 3 iezi. Asta este povestea cu tovarășul Cuculis. Ca să mai explic un pic pentru cei care au mai intrat mai târziu, titlul, pentru că titlul este foarte important. Camelia zice că și-a făcut alt partid. Ați văzut, sper că ați văzut cu toții. A mers foarte bine acest material, dragi prieteni. Foarte multă lume s-a uitat la el și vă recomand să vă uitați. De fapt, și materialul de ieri este numai un pic. Așa. Cu nou sediu aur, da? Și au făcut și au tras un sediu luxos, dragi prieteni. Nu vreți să știți ce proprietate au băieții acolo. Deci este mega proprietate, stați să vă arăt din satelit, că acolo este o curte și o poartă, da, este și în partea cealaltă, da? Au tras mega sediu, n-au mai făcut spitalul pe care l-au promis, dar și-au tras mega sediu, da? Aici, dragi prieteni, da? Eu am filmat aici la stradă pentru că era gardul ăsta galben pe care, mă rog, au pus. Este și asta o problemă, că folosesc figurile istorice pentru interesul de partid, că au scris aur pe drapelul național și în mod normal n-ar trebui să se întâmple așa ceva. Și această clădire nouă, da? Acest corp de clădire nou, deci asta este corp de clădire nou, pe aici este o intrare, pe aici este intrarea, da? Acesta este un corp de clădire, oameni buni. Noul lor sediu de lux, da? Intrarea Geneva. Noul lor sediu de lux, oameni buni. Sediu de lux, da? Aici este materialul. În mod normal, părerea mea este că asta este intrarea, poarta de intrare, aici sunt anunțate cabinetele parlamentare și așa mai departe. Părerea mea este că n-ar trebui să li se permită să folosească figurile marilor domnitori. Și vă rog să-mi scrieți și noastră în comentarii ce părere aveți. Păi este normal ca un partid să confiște istoria noastră națională? Este normal ca un partid ar trebui să interzică prin lege, oameni buni, folosirea în scopuri politice a simbolurilor legate de istoria națională. Este istoria tuturor. Cu ce drept l-au confiscat ei pe Vlad Țepeș, pe Mihai Viteazu, pe Ștefan cel Mare? Cu ce drept fac așa ceva, oameni buni? Cu ce drept fac asta? Cu ce drept fac ei treaba asta? Sub falsul steag al suveranismului. Marian Tălmaciu. Păi există autoritate electorală permanentă, există lege în țara asta, da? Dar uitați-vă că nu li se aplică și aș vrea să scrieți în comentarii cum vă explicați că nu li se aplică, oameni buni. Gândiți-vă că în perioada pandemiei, când toată țara era terorizată să respecte niște reguli și n-am stat să discutăm dacă sunt necesare sau nu. Ne-am asumat că în scopul combaterii pandemiei este important să respectăm aceste legi. Au confiscat drapelul, spune Gabriel Ursescu, acolo e baza legală să fie sancționați. Da, corect, Gabriel. Au pus sigla aur pe drapelul național, așa ceva n-ați mai văzut. Te salut, Gabriel. Și trebuie să vorbim, să vedem turneul din diaspora, că trebuie să începem să ne mișcăm, Gabi, că timpul trece și vă dați seama, păi eu cred că dacă ar trăi Ștefan cel Mare, cred că i-ar tăia capul lui Simion. Da? Dacă ar ști ce reprezintă Simion, da? Nu se aplică legea pentru că autoritățile statului sunt subordonate la vârf interesul Rusiei. Da, asta cred și eu. Și gândiți-vă că în perioada pandemiei ăstora li se permitea să încalce legea cum doreau ei. Vă dați seama. Vă dați seama, oameni buni, dacă ar fi trăit Simion și ar fi făcut ce fac acum sub domnia lor, ar fost executați ca trădători. Da, evident, evident. Unii vor crede că votează pe Mihai Viteazu. Da, nu cred că poate să creadă așa ceva, dar nu e normal, oameni buni. Nu e normal ca figurile istoriei noastre naționale să fie târâte în mocir la acestei grupări extremiste rusofile. Înțeleg frustrarea, dar nu mi se pare o idee bună. Aceste personalități istorice le poate folosi oricine. E la fel ca libertatea de exprimare. Dar vorbim despre ele, dar nu poți să le folosești ca vehicul politic. Nu poți să faci așa ceva. Da? Marea Unire, îl plătești tu pe Mălinde, ești atât de invadent. Chiar și așa nu ai dreptul ăsta. Dacă am procedat toți pe live ca tine. Da, nu înțeleg ce s-a întâmplat cu Marea Unire. Vă rog să-mi spuneți, să fie cazul să-i blochezi pe cei care fac campanie electorală unor partide. Da, cine face campanie electorală? Nu văd toate comentariile. Eu văd câteva dintre comentarii aici pe monitor. Nu le văd pe toate, dar o să mă uit din urmă să văd. Eu am fost cel care am observat că stele din Insigna au deschiderea spre est, spre Rusia. Da, 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 Andrei, foarte bună observație. Deschiderea e către Rusia. Și granița e la vest, către Occident. Deci în capul aur este că acolo e deschiderea. Putem să ne unim cu Moldova până ca aceasta să intre în UE? Nu, nu putem, Paul, și nu este normal. Și asta este o chestie, o capcană aruncată de la Moscova. Unirea prematură. Republica Moldova trebuie susținută să adere la Uniunea Europeană. Și unirea se va face prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Asta este calea. Gabriel Ursescu, microfon liber. Soluția pentru 2024 este mobilizarea în 2023 și 2024. Nu văd altă soluție. Rolul nostru este să ne implicăm. Da, așa ar trebui. Domnitorul român îl plăceau și lui Ceaușescu. Păi chestia asta aur este o chestie corcită din naționalist-socialismul lui Ceaușescu, jumate, corcit cu metode de manipulare sovietice de tip KGB. În spatele gardului este portretul lui Putin. Da, 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 pe versul aici e Putin pictat. Bună observație, Extinstein. Pe versul aici, după gard, noi nu vedem. Dar după gard e Putin. Dacă ar fi trei brațe pe știu că l-ar fi băgat în țeapă, fără nicio discuție. Da, așa este. Observ că sunt câțiva oameni care au păreri proprii și poartă ochelari de cal. Te aștept în Frankfurt. Da, vreau să vin în Frankfurt. Mă limbă, de ce a tăcut mult ca aur când a fost votată limba oficială? Nu știu de ce a tăcut, ar fi trebuit să se bucure. Mălin, hai la o porție de tocăniță picantă cu carne și cartofi. Ah, ce-mi faci, George Calistru? Ce-mi faci? Se chinuie Diana să mă țină la dietă să fiu. Nu vedeți că mă ține fata la dietă să fiu cu așa, numai mușchi, zero grăsime. Și tu îmi spui de tocăniță picantă cu carne și cartofi. Ai nebunit? Ai nebunit, George? Cum să-mi spui așa ceva? Cum să spui așa ceva? Auzi, tocăniță, vai de capul meu, dacă te aude Diana, vine după tine, te caută unde ești, n-ai unde să te ascunzi. Îți spun eu că Diana e zeița vânătorii. Diana este zeița vânătorii, deci ea vânează, te vânează, indiferent în ce codri te ascunzi. Acești domnitori au cerut ajutor de la Occident, nu de la rușii lui Simion. Da, așa este. Așa este. Asta e altă discuție. Dar nu știe. Ce să știe Simionul, oameni buni? Simion e semi-analfabet. El habar n-are de istoria noastră națională. Gândiți-vă că Simion a ieșit în 2021, când Iohannis, mă rog, a adus PSD-ul la putere și a făcut consultări cu partidele. Găsiți pe net știrea. Simion a ieșit și a spus că să păstrăm România mare așa cum ne-a lăsat-o Mihai Eminescu. Deci în mintea lui Simion, Mihai Eminescu trăia la 1918. Atâta istorie știe Simion. Vă dați seama? Are arc și săgeată, Diana? Da, are arc, are săgeți, are tot ce vrei. Pf, are și pușcă cu lunetă, te împușcă de la 5 km. Zeița vânătorii. Supă de salată, da, 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 da. Păi mă ține aici, trebuie să fac regim, să nu avem voie abuzuri alimentare. Bine, acum nu vă imaginați că eu glumesc aici, că nu e Diana, e la sfatul medicului. Medicul mi-a impus un anumit, trebuie să țin regim, da? Întrucât din pricina stresului s-au întâmplat niște chestiuni medicale și trebuie să țin un regim și un stil de viață foarte, foarte antistres. Și nu am voie să mă stresez nici cu alimente, nu vreți să știți ce regim trebuie să țin. Și Diana este aici, păzitoarea, îngerul păzitor, da? Gardianul regimului. Zburnalnic Andrei, dacă merge acum în Africa, ar putea fi arestat. Da, sunt câteva țări, nu toate țările din lume, un anumit număr de țări, cred că vreo 128, dacă nu mă înșel, care pun în aplicare mandatele acestea de arestare. În orice țară merge Putin, care recunoaște autoritatea Tribunalului Penal Internațional și pune în aplicare aceste mandate, la frontieră Putin este arestat. Punct. Dar el știe care sunt țările și nu merge. Și oricum el nu merge, că este nefrecventabil. Că nu-l invită nimeni pe el. Lui este și frică să iasă din Rusia, da? Dar nu-l invită pe el nimeni. 123, mulțumesc Exti Shines, 123 de țări. Nu-l invită pe Putin. Putin este un paria al planetei, este un criminal de război. Numai dictatori se mai întâlnesc cu el. Dictatorul ăla din China și alți dictatorii mai răspund la telefon din când în când. Până la urmă nu este rău, la cât butonezi tastatura ai grijă și de coloană. Da, ar trebui să am grijă de coloană, dar e mai greu. Normal că nu atizi nici cu o floare, cu Ciolanis. În Ungaria nu cred că l-arestează. Nu, sistemul judiciar în mod normal, dacă Ungaria, nu știu dacă Ungaria este între țările care normal ar trebui să fie, nu există, că îi dă alertă la frontieră. Este un sistem computerizat, nu are legătură cu... Îi dă alertă la frontieră. Când intră în bază de date, îi dă alertă. Victor Orban spunea că dacă Putin merge în Ungaria nu va fi arestat. Păi dacă este așa, înseamnă că Ungaria nu mai este o democrație și independența justiției nu mai există. Că asta e o chestiune de sistem judiciar, nu are legătură cu politicienii. Politicienii în mod normal n-ar trebui să intervină în sistemul judiciar. Da? Deci dacă Orban a spus așa ceva e foarte grav, înseamnă că Orban recunoaște că Ungaria nu mai este o democrație funcțională. Nu mai este un stat în care sistemul judiciar e independent de factorul politic. Ceea ce ar fi foarte grav. Ar fi foarte grav. Da? Polițiștii de frontieră nu trebuie să asculte după ordinele politicienilor. Ei au acolo un sistem, au o bază de date, au o legislație, apare alertă în sistem, trebuie să pună în aplicare ce zice sistemul. Așa trebuie să funcționeze. Cristian Ivăneș, habar n-am cine este, Bogdan Olaru. Nu știu, nu înțeleg de ce mă întreabă oamenii, nu înțeleg. Bogdan, nu zic că ești de rea credință sau ceva, da. Dar nu înțeleg de ce mă întreabă lumea tot timpul de fel și fel de personaje, fel și fel de nume. Unul mai necunoscut ca altul. Nu văd de ce. Anca P. Unde e prostia și promovarea politică? Dacă PD-ul intră în Parlament și rupe votul de la PSD, PNL, AUR, UDMR și nu la USR, este un scenariu fericit. Ce e greșit aici? Întreabă Marea Unire. Mărin, ce zici, Mălincon, nu știu la ce te referi. O săptămână bună cu toții, Zina Crat, salutare, Anca pe Gabriel Rusescu, microfon liber, evident, nu cedăm, dar aici pot spune de realitatea cu care mă confund zilnic în viața reală O să vedem, da, o să văd exact ce se întâmplă cu Marea Unire. Până acum n-am văzut, am văzut comentarii. Mălinu are Ghiță, este șeful cel mare. Foarte posibil, Ghiță să joace un rol foarte important. Ghiță face parte din acea oligarhie securisto-comunistă de tip nou. Ghiță până la un anumit punct a fost pușculița Serviciului Român de Informații. Pe vremea când George Maior era șeful SRI, omului Traian Băsescu și omului Ponta. Și ce voiau ei să facă atunci, și Ghiță era în chestia asta, Ponta să fie președinte. Vă dați seama ce pericol a fost. Acum gândiți-vă că atunci noi nu ne-am dat seama, dar în lumina războiului din Ucraina și a faptului că am ajuns să citim atât de mult despre dictatura lui Putin ca să înțelegem ce se întâmplă, acum privind în urmă ne dăm seama ce glonț ne-a trecut pe la ureche. Deci gândiți-vă că Victor Ponta era prim-ministru, Putin invada Crimea și Ponta s-a dus și la Soci și la Baku să se întâlnească cu Putin. Deși liderii țărilor europene îl boicotau deja pe acest dictator, pentru că a invadat o altă țară, o încălcare gravă a legislației internaționale. Și Ponta se ducea să se întâlnească cu Putin, vă dați seama? Și șef la Serviciul de Informații Externe era un general, Silvian Predoiu. Ăsta când s-a pensionat, pensionar de lux, da, ca și ăia de la AUR, ăsta când s-a pensionat, i-a făcut partid lui Ponta, Partidul Pro-România. Vă dați seama? Și ăsta era șeful Serviciului de Informații Externe când primul ministru se ducea să se întâlnească cu Putin. Vă dați seama, oameni buni, ce pericol ne-a trecut pe la ureche și ce voiau ei să facă cu acordul lui Băsescu. Deci Băsescu a fost și el băgat în chestia asta. Să-l pună pe Ponta președinte, pe George Maior, care era șef la SRI, să-l facă prim-ministru și pe Gabriel Oprea, care a scăpat și el acum, o decizie rușinoasă a justiției, da? A scăpat Gabriel Oprea în dosarul Gigina, da? A scăpat. O ticăloșie incredibilă, incredibilă, absolut scandalos, jenant, penibil, da? Și Gabriel Oprea urma să fie pus șef la SRI și ăștia voiau să confiște România. Și unde credeți că ar fi dus ei România astăzi? Vă rog să-mi scrieți în comentarii, da? Unde era România dacă astăzi era Ponta prim-ministru, Oprea șef la SRI, George Maior, nu, Ponta președinte, Maior prim-ministru, în condițiile în care Ponta s-a întâlnit de 2 ori cu Putin după ce Putin a invadat Crimea? Ce credeți că făcea România astăzi? Ce poziție credeți că avea România? Problema este că ei atunci și-au pregătit o întreagă infrastructură în toate instituțiile statului. Sigur, Ponta n-a mai ieșit președinte, dar infrastructura a rămas acolo. Și această infrastructură s-a coalizat împotriva Laurei Codruța Chioveși și a Direcției Naționale Anticorupție. Și această infrastructură, această hidră a creat și gruparea asta extremistă, puturoasă, Buddha din fundul curții FSN-ului, numită AUR. Ăștia sunt oameni buni, ăștia sunt mafioții. Și din hidra asta face parte Sebastian Ghiță. Din hidra asta face parte infractorul Dan Voiculescu. Din hidra asta face parte infractorul Maricel Păcuraru de la România TV. Din hidra asta face parte gruparea lui Dâncu de la Cluj, cu toată șleachta. Multiplu inculpat Cristian Burci, fondatorul Prima TV, că vorbim de Dâncu de Cluj, de Prima News, da? Burci, care este patron la ziarul Adevărul, la trustul Adevărul și la trustul Click. Adevărul și Click sunt împreună, e același trust de presă, da? Toți ăștia sunt, toți ăștia trag în aceeași direcție, oameni buni, trag în aceeași direcție. USA, interlopul ASCA, am înțeles, trebuie arestat, am înțeles, nu trebuie să ne repetăm. Interlopul ASCA mai are niște dosare, înțeleg, și probabil că a doua condamnare o să-i vină cu pușcărie și o să plece din Parlament direct la pușcărie. România e eșuată, da. Cu Ponta președinte aveam un stat de tip orbanist, cu atitudine orbaniană față de Ucraina, da, da. Mihai Bernard menționează fanul lui Mihai Viteazu. Și vă dați seama ce glonț ne-a trecut pe la... Și Ghiță era acolo. Ghiță a reușit, și aici e o problemă mare, mare de tot, sistemică în Serviciul Român de Informații, dragi prieteni. Eu am mai tras atenția cu privire la acest aspect. Nu se poate un serviciu de informații să nu aibă un sistem de control. Check and balances se cheamă, da? Verificare și reglare, balansare, da? Astfel încât să nu permită unei pușculițe, da? Serviciile secrete fac afaceri, ok. Dar aceste afaceri ar trebui să fie limitate, oameni buni. Aceste afaceri n-au voie să altereze piețele. Nu este posibil ca una dintre pușculițele SRI să crească atât de mult, cum a crescut Ghiță, încât să ajungă să devină mai puternică decât serviciul însăși și să decapiteze șefii serviciului. Da? Nu se poate așa ceva, oameni buni. Deci e o problemă structurală. E o problemă de organizare, de structură, de sistem grav, o eroare gravă de sistem în Serviciul Român de Informație. Nu știu cum e acum, că e secret, dar noi aflăm lucrurile la 5-6 ani după ce ele se întâmplă. Peste 5 ani de zile o să știm cum e acum în SRI. Cum știm despre Ghiță, ce a fost el până când a fugit. A fugit că și-au luat mâna de pe el, da? A devenit un proscris, a fost vidanjat din Serviciul Român de Informații, Ghiță, da? Și stă acolo sperând că o să vină la putere oamenii lui să preia controlul din nou asupra SRI-ului și să revină pe cai mare. Asta practic se întâmplă cu toarășul Ghiță. Și înțelegerea cu aur este tocmai asta, ca să-și bage parlamentari, să aibă Ghiță din nou putere politică, vă dați seama? Votezi aur și dai putere lui Sebastian Ghiță. Cum să crezi că așa ceva poate fi bun pentru România? Cum să creierul tău să considere că așa ceva poate fi bun pentru România, oameni buni? N-are cum să fie așa ceva bun pentru România. Așa ceva nu poate să fie decât foarte, foarte rău și foarte, foarte greșit. Și nu poate să aducă nimic bun în viitorul României. Da? La fel cum n-a adus nimic bun că lumea n-a venit la vot și Dragnea a făcut majoritate parlamentară. Și după aia, exact pe același model, infractorul Dan Voiculescu și-a băgat oameni. Nu? A făcut-o pe Carmen Avram, europarlamentar, și pe alții. Chris Terheș, ăsta era toată ziua invitat pe la infractorul Dan Voiculescu, pe la Antena 3. Chris Terheș, care acum e mare europarlamentar și face teoria constipației creierului, da? Și făcea propaganda mafioților atunci. Sebastian Ghiță, pușculiță păpușar, da. Ei, eu cred că Ghiță este foarte puternic și da, cred că George Simion este cățeluș în fața lui Ghiță. Cred că George Simion face sluji în fața lui Ghiță, îi face pantofii. Cred că este foarte submisiv, da? Cred că Ghiță e dominatorul și Simion e submisivul, da? Cred că e foarte, foarte cu căciula în mână în fața lui Ghiță. Și cred că Ghiță este posibil să fie foarte influent în grupările securisto-rusofile care au înființat această mizerie numită aur. De altfel, foarte mulți dintre oamenii pe care Ghiță i-a avut în partidul România Unită, era să zic Rusia Unită, exact pe modelul lui Putin. Putin a făcut partidul Rusia Unită și Ghiță a făcut partidul România Unită și în Serbia este un partid Serbia Unită. Deci astea sunt exportate Evgenii Prigojin, bucătarul lui Putin, care are fabrica de troll de la Sankt Petersburg, se ocupă cu exportul de așa ceva, da? Grupări extremiste prin toată Europa. Această carte descrie foarte frumos această strategie. Foarte, foarte frumos. Îmi făcusem un semn aici. Suntem pe finalul emisiunii, dar o să mai stăm puțin pentru că mi se pare interesant, da? Momentul în care ăsta ajunge consilierul lui Putin, ajunge la fabrica de trole a lui Prigojin. Și Prigojin, care se ocupa cu cazinouri, cu jocuri de noroc și așa mai departe. Prigojin era un mafiot, un patron de restaurant din Sankt Petersburg, unde Putin a fost viceprimar. Și Putin i-a dat portul, să se ocupe de port, împreună cu mafia Tambov. Și atunci Prigojin a devenit mare șmecher. A investit în cazinouri, a investit într-o grămadă de lucruri, bucătarul lui Putin, și acum este cel care a creat armata privată Wagner și fabrica de trol de la Sankt Petersburg. Și Prigojin ăsta a pus la cale mecanismul, și acest capitol descrie foarte bine, foarte plastic, cum a pus la cale mecanismul de manipulare prin intermediul internetului prin care acționează, inclusiv în limba română, susținând gruparea extremistă de Troli Aur, pe George Simion, pe Diana Șoșoacă, pe Terheș. După ce am luat liftul, am pătrus într-o sală mare, citesc din carte, plină de calculatoare. Pe jumătate redacție de ziar, pe jumătate sală de tranzacție a unei asemănătoare cu banca unei investiții de mâna a doua. Atâta doar că pe un perete Prigojin instalase două mașini de joc, ca să nu uită lumea spiritul locului. Mi-a spus și de ce nu. În fond, în birourile Google, dacă nu mă înșel, sunt multe mese de ping-pong. Ne-a ieșit în întâmpinare un băiat atletic, zâmbitor, îmbrăcat cu o cămașă și un sacou de catifea reiată. De parcă tocmai ar fi ținut un seminar la Universitatea Georgetown. Ți-l prezint pe Anton, îi spune Prigojin, vizibil mândru de descoperirea sa. M-am gândit ca el să conducă redacția. Are un doctorat în relații internaționale la Universitatea din Moscova. Cartea descrie fabrica de troli și modul în care și-au gândit ei de la bun început, Putin împreună cu Prigojin, cum au gândit să promoveze, folosind rețelele de socializare, grupările extremiste în toate țările europene, ca să distrugă democrația la ea acasă. Terhe zice că n-are treabă cu rușii. Nu, n-are treabă cu rușii, dar vorbește putineză, săracul de el. Toată ziua vorbește putineză și pe toată perioada pandemiei a făcut teoria conspirației. Și înainte de asta a servit grupările mafiote și planul de distrugere a luptei anticorupție și de mazilirea Laurei Codruța Chioveș, da? Și înțeleg că va fi pe listele aur. În rest n-are nicio legătură, săracul e. E curat ca un prunc, săracul de el, dar vorbește putineză, toți ăștia. Vorbesc putineză de zici că nu e adevărat. Dar ei n-au nicio legătură. Nu, domne, noi suntem suveraniști în gânduri și în simțiri. Toată prostia cu suveranismul, dacă citiți această carte, da? Dar nu e numai asta. Ce am eu aici pe masă, teancul de cărți de acolo că te-am prezentat, da? Toată prostia asta e din Rusia, inventată de Putin, da? Inventată de Putin ca să subjuge țările din Europa de Est și să provoace fracturi și degringoladă în țările occidentale. Da? Chestia asta. Pentru că el nu are cum, și ați văzut, i-ați văzut limitele militare. El nu are cum să cotropească militar țările NATO. Nu poate să intre în război direct cu NATO. Abia reușește în Ucraina și nu reușește. Deci nu e clar ce face în Ucraina. Da? Și cu cât trece timpul, cu atât e mai rușinos pentru el. Și ca să poată să preia sub control țările care sunt în NATO și în Uniunea Europeană, țările comuniste pe care cândva Uniunea Sovietică le controla, că asta visează el, să refacă acel imperiu, nu poate militar, manu militari. Și atunci o face politic, înțelegeți? Prin partide extremiste, prin propagandă, prin agenți de influență, în România, prin personaje ca Șoșoacă, George Simion, Terheș, Sebastian Ghiță, infractorul Dan Voiculescu, care au televiziuni, care. Și mai departe de aici, statele iau măsuri sau nu iau măsuri. Adrian Dascul, Terheș și dacă e cetățean american, ce? Ce relevanță are care cetățenia americană? Ce relevanță are? Toți copiii oligarhilor din preajma lui Putin au dublă cetățenie. Nu are nicio relevanță. Dacă e cetățean american, nu înseamnă că nu poate să participe la acest plan. Nu are nicio relevanță. Ba chiar e o armă mai eficientă, că păcălește naivii, că zic naivii. Domne, e cetățean american. Înseamnă că nu vorbește putineză. Gândește ca Putin, promovează ideile Moscovei, dar nu are legătură cu Moscova. Sunteți naivi sau ce? Cine mi-a scris, doamna, cine mi-a scris că e cetățean american, da? Ce relevanță are? Poate să fie, care e problema? Putin a intervenit foarte, foarte agresiv în... Și Steven Seagal, american, susține Rusia. Da, foarte bună observația. A intervenit foarte agresiv în alegerile din Rusia. Sunt niște anchete FBI, în alegerile din Statele Unite. Sunt niște anchete FBI. Sunt și aceste aspecte cuprinse în această carte. Vă recomand această carte, dragi prieteni. Uite așa, au trecut 2 ore timpul regulamentar de joc. Ne vom vedea duminica viitoare, dragi prieteni. Cel mai probabil la ora 20. Intrăm pe ora de vară, cel mai probabil. O să vă rog foarte, 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 foarte mult. Terheș zicea că Europa e o închisoare. Păi să evadeze în Rusia, Terheș. Când îl mai vedeți, unde îl vedeți, eu nu stau să urmăresc mizerile astea, că mi-e scârbă și așa, mă uit cu scârbă la România TV, Antena 3, fac afecțiuni biliare când mă uit la ei. Să mă uit chiar la Terheș, mi se pare prea grețos. Dar dacă cei care îl urmăriți pe Terheș, când îl mai vedeți că spune că Europa e închisoare, spuneți-i, dar de ce nu evadezi în Rusia? Să evadeze în Rusia. Toți ăștia care cred că Europa este o închisoare, că e o colonie, că se evadeze în Rusia, să meargă la libertate, că le dă Putin libertate. Să plece. De ce stă pe banii? El este europarlamentar, ia 7.000 de euro de la Europa. De ce ia Terheș banii ăștia? De ce nu-și dă demisia din Parlamentul European? Se ducă în Rusia. În libertate. Acolo e libertate. În Rusia, în China, unde e libertate? Vă dați seama să fii cetățean american, europarlamentar, să spui că Europa e o închisoare. Păi înseamnă că e clară treaba cu tine. Înseamnă că e clară treaba cu tine. M-am uitat de curiozitate la România TV și aveți dreptate. Se face fizic rău. Da, atât de murdarie ce face România TV, atât de toxic, atât de mizerabil, de abject, da? De fetid, de sulfuros, încât fizic ți se face rău. Îți vine să vomiți dacă te uiți la România TV la orice oră, mai mult de 10 minute, îți vine o stare de vomă. Atât de oribile sunt programele lor, ce fac ei acolo, că nici măcar nu se pot numi știri. Numai mizerii, numai că nu fac minciuni și manipulări, dau înmormântări, maneliști. Deci este ceva, oameni buni, eu nu știu cum se poate un om normal uita la așa ceva. Trebuie să fii foarte, foarte, foarte lipsit de educație și să ai o lipsă de respect pentru propria ta persoană. Este să te uiți la România TV, este ca și cum ai mâncat din tomberon resturile pe care le aruncă un restaurant, da? Deci ca și cum ai mâncat mâncare stricată. Deci este ceva oribil ce se întâmplă la acest post de televiziune, da? Este cel mai infect post de televiziune. Da, OTV-ul era mic copil, așa este. Daniel, member for one month, salutare, salutare Daniel. Uite, vezi ce ciudat. Comentariul tău, Daniel, pe monitor, pe desktop îl văd, dar pe televizor nu-l văd. Nu știu de ce. Foarte ciudat. Foarte ciudat. Nu-l văd pe televizor. Foarte ciudat. Nea Costică, dragi prieteni, să aveți o seară liniștită. Bun. Dragi prieteni, vă rog foarte frumos, foarte frumos îmi scrieți în comentarii, în comentariile care apar după ce salvez acest material, dacă sunteți ok să mutăm la ora 20, să trecem pe ora de vară. Este foarte important. Nu uitați să mai dați un share. Și pentru cei care ați venit mai de curând pe canalul de YouTube Mălin Bot, jurnalist independent, în comunitatea noastră, vă salutăm pe toți cei care ați venit mai de curând și vă rog foarte mult să intrați în secțiunea de playlist. Să intrați în secțiunea playlist, jurnalism independent, te salut, să intrați în secțiunea playlist, pentru că acolo găsiți pe partide, pe subiecte, puteți să aflați foarte multe răspunsuri la întrebări legate de politică, de mass media, de subiectele pentru care bănuiesc că ați venit în această comunitate. De asemenea, dacă ați avut întrebări și din ceea ce am spus eu nu ați găsit răspunsurile la aceste întrebări sau nu găsiți în secțiunea de playlist, vă rog foarte mult să intrați în secțiunea de comentarii normală. După ce închid acest live stream, o să apară secțiunea de comentarii normală și să-mi lăsați acolo întrebarea. De ce? Pentru că din seara asta până duminica viitoare eu răspund în scris întrebărilor dumneavoastră. Deci emisiunea Q&A continuă, dragi prieteni, în scris. Și vă aștept acolo. Vă urez o seară plăcută tuturor. Aștept... Haideți că o să încerc să fac și un sondaj pentru toată lumea, că e mai simplu cu privire la oră să și atunci votează direct lumea și vedem ce se întâmplă, dar în principiu la ora 20, în principiu ne vedem săptămâna viitoare. Semper Fidelis, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, tuturor celor care susțineți activitatea mea și în special tuturor celor care sunteți pe Patreon, nici nu mai știu exact cât sunteți pe Patreon, tuturor celor 550 de patroni, vă adresez 550 de mulțumiri pentru susținerea financiară de pe Patreon. O seară faină, ne vedem mâine, ca de obicei, și duminica viitoare la Q&A.